Bună seara încă o dată. În numele meu este Daniel Șandru, sunt președintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și sunt foarte onorat în această seară, mai întâi să vă avem ca oaspeți prin permisiunea gazdei și mulțumesc domnului director al Muzeului Literaturii pentru posibilitatea de a organiza aici evenimentul din seara asta. Bucuros așadar să putem răspunde cumva unei vorbe scrise și rostite la un moment dat de Monica Lovenescu, citesc cu aproximație, nu știu dacă memoria va avea un viitor. Faptul că ne aflăm astăzi aici pentru a memorializa această personalitate uriașă a anticomunismului românesc din exil, dar și a culturii române, cred că dovedește că putem transmite mai departe acest deziderat al său, și anume ca memoria celor care s-au sacrificat pentru o Românie liberă să aibă în continuare un viitor. Vă mărturisesc faptul că domnul profesor Niculescu, colegul meu, vicepreședinte al Institutului, merită toate mulțumirile și toată recunoștința mea și a colegilor pentru organizarea evenimentului în această seară și, evident, se alătură această recunoștință și în direcția doamnei Magda Cârneci, care e prezentă ca invitat, a domnului profesor Gabriel Andreescu, a domnului Dinu Zanfirescu, președintele Consiliului Științific al ICCMR și în același timp membru al Colegiului CNSAS. Și o așteptăm, nu avem deja o confirmare că va ajunge, pe doamna Gabriela Dameșteanu. Cred că sunt nume relevante pentru cultura română de ieri și de azi, pentru ceea ce a însemnat dorința de libertate și oamenii, cred, cei mai potriviți, alături de sigur de mulți alții, să vorbească despre o personalitate care ne-a rămas cumva în memorie ca o voce a speranței în acea beznă a totalitarismului, pe care sigur că eu o pot rememora doar așa la nivelul unei preadolescențe, pentru că aveam doar 14 ani în 1989, dar am momente foarte clare în minte. Încercarea noastră care începe astăzi la București de a memorializa personalitatea Monicăi Lovinescu la 100 de ani de la naștere, sigur se adaugă într-o zonă de intersecție, dacă vreți, cu alte, astfel de manifestări. Noi suntem o agenție guvernamentală, nu un institut de cercetare, așa cum de obicei se crede. Și faptul că putem marca numele statului român acest moment exemplar pentru istoria noastră recentă e evident o imensă și copleșitoare responsabilitate. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să recunoaștem ceea ce face societatea civilă, alte instituții din România pentru a readuce în atenția publicului, pentru a menține vie în atenția publicului memoria personalității Monicăi Lovinescu și, evident, și a lui Virgil Ierunca, pentru că sunt practic de nedespărțit așa cum au fost atunci când trăiau. Mă gândesc aici la ce s-a întâmplat la începutul lunii noiembrie, la Crușeț, la Târgu Jiu și la Craiova și mă bucur că l-avem pe domnul Mihai Firic aici, președintele Uniunii Scriitorilor filiala Craiova, care a organizat un festival sub titulatura Zilele Monica Lovinescu, aflat la a doua ediție. Ne bucurăm că pe 19, chiar în momentul în care se fac cei 100 de ani la nașterea Monica Lovinescu, la Ateneul Român va fi un eveniment de mare amploare organizat de Fundația Humanitas Acquaforte și de asemenea Editura Humanitas. Știm că mai multe instituții media sunt implicate, pot felicita televiziunea publică, pot felicita radioul public și evident și toate celelalte instituții media care au marșat în această direcție. Spuneam că noi venim încercând să completăm, debutăm cu acest eveniment, cu această dezbatere la care participă, cum spuneam, personalități importante și le adresez încă o dată recunoștința noastră și vom continua începând de pe 16 până pe 19 seara la Fălticeni. Odată pentru că atât cât am întâlnit în jurnalele Monicăi Lovinescu și în alte relatări biografice cu privire la personalitatea sa, a fost legată prin faptul că acolo, alături de tatăl său, Eugen Lovinescu, și-a petrecut vacanțele copilăriei și ale adolescenței, a luat parte la lucrările Cenacului Zburătorul. Și dincolo de asta e și cumva o mândrie subiectivă, dacă îmi dați voie să o anunț aici, pentru că eu însumi sunt fălticenean și știm foarte mult la memoria culturală acelui oraș mic ghemuit între dealuri galbene din Lut, care încearcă să păstreze, măcar la nivel simbolic, ceea ce a însemnat în perioada interbelică,
când multiple personalități au plecat de acolo spre capitală și spre alte capitale ale Europei. Mă gândesc la Grigore Vasiliu Birlic, mă gândesc la prima femeie neurochirurg, Sofia Ogrezeanu, sunt alte și alte nume, numai puțin Eugen Lovinescu și iată în descendență Monica Lovinescu. Vor fi 4 zile la Fălticeni în care vom avea 3 conferințe susținute de excelența sa, ambasadorul României în Austria, Emil Curezeanu, de istoricul Adrian Cioreanu, de domnul Liviu Tofan, care a fost director adjunct la Europa Liberă. Vor fi de asemenea 4 proiecții cinematografice, va fi ajuns și la dezbateri, desigur, dar vor fi 4 proiecții cinematografice importante, 2 documentare și 2 filme artistice, vor fi 3 expoziții, 2 dezbateri, una coordonată de colegul meu, domnul profesor Niculescu, la care va participa, evident, și doamna Doina Jela și ne bucurăm că i-am obținut acceptul și va fi alături de noi. Și, evident, vom avea la cimitirul Grădin din Fălticeni, acolo unde Monica Lovinescu și Virgilie Runga, după cum bine știți, își trăiesc somnul de veci, o slujbă de pomenire și o ceremonie de depunere de coroane. Și sigur că, fiind într-un oraș în care are 3 colegii naționale, va exista și un concurs de eseuri pe tema importanței rolului Monica Lovinescu în cultura română pentru elevii de liceu. Dar debutăm la București, așa e firesc, nu? Eu însumi ca ieșean știu că în continuare aici se dă tonul, deși în sufletul meu capitala rămâne Iașu, măcar istorică, am spus-o. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență, e o mare onoare să pot rosti câteva cuvinte în fața dumneavoastră și am convingerea că mult mai multe lucruri importante și cu mult mai interesante veți afla de la invitații noștri, așa încât îi predau microfonul inexistent și doar simbolic colegului meu, domnul profesor Adrian Niculescu. Vă mulțumesc! Simt nevoia totuși să mă ridic în picioare în fața dumneavoastră și să îi mulțumesc în primul rând domnului președinte executiv pentru domnul Daniel Sandru, pentru, în primul rând, că dânsa a avut ideea, hai să o spunem faia drept, cel care a avut ideea, de a care anul trecut, încă nu începuse anul ăsta, a avut ideea unui centenar Monica Lovinescu și primul de la care am auzit, din gura tărilor am auzit această idee, e domnul Daniel Sandru. Așa că asta este o chestie clară. În ceea ce privește ICCMR-ul, domnule vicepreședinte. Păi ICCMR-ul, dumneavoastră, a spus, vrem să facem acel lucru. Și eu am venit, eram adunat cu toți într-un careu și dumneavoastră, în fine, la noi acolo, în sala mare, și v-am felicitat, fiindcă mi s-a părut o idee extraordinară. Eu însumi nu mă gândisem, vă mărturisesc foarte sincer. Și în felul ăsta a demarat totul. Acum, întâmplător, deși știu ce s-a întâmplat la Crușețu și e foarte bine că domnul Firic aici, îi mulțumim foarte mult, știu ce s-a întâmplat la Crușețu în județul Gorj, întâmplarea face să fiu prieten cu vicepreședintele Consiliului Județean, Gigi Nechifor, care este coleg de facultate cu mine, Gheorghe sau Gigi Nechifor, și știu că a fost și colega noastră Lidiana Corobca aici de față, a demarat acest colocviu, a demarat seria de sărbătoriri de aniversare Monica Lovinescu. Dar, iată, aici, sigur, eu am ținut să avem și la București un episod al nostru, al ICCMR-ului, fiindcă totuși consider că Monica Lovinescu este în primul rând un produs al Bucureștilor, de origine sigur fălticeni, tatăl său este din Fălticeni, născut acolo, dar și Lovinescu este un fenomen mai degrabă urban prin excelență și prin ceea ce a scris și cu orientarea sa politică și bucureștean în speță. Să nu uităm că bunicul Monicăi Lovinescu era un senator liberal de la Fălticeni. Deci, o persoană care a avut impregnată, cu domnul Nahoi am făcut o emisiune care va fi însă dată poi mine, domnul Nahoi e pe aici pe undeva, de la RFI, da, salutăm și pe domnul Mihai Ionescu, mulțumim că a venit,
Ei bine, discutam acest aspect că linia aceasta coerent democratică și liberală, ea a respirat-o în familie, Monica Lovinescu. Este respirația ei, este originea ei, e obârșia. Deci, această orientare de tip liberal, liberal-democratic și pe care dânsa a continuat-o până în ultimul moment al vieții, până în 2008, făcând onoare Fălticeniului, Bucureștiului, dar și Franței. Eu l-am invitat pe domnul Chiapone Lucchesi, atașatul cultural francez, ar putea să și apară, să ne facă această surpriză. Ea este un fenomen de obârșie după tată Fălticeni, dar după mamă Crușeț. Asta este problema, legătura cu Crușețul. De ce Crușeț? Pe acolo este obârșia mamei. Și Ecaterina Bălăceu, o personalitate în sine și o dramă existențială pe care muzică dumneavoastră sunt convins că o cunoașteți, a murit la închisoare. Se pare că a intrat în legendă, îmi povestea prietenul meu Gigi Nechifor, că acolo la Crușeț, nu știu cum au dus-o cu o căruță, a fost ceva foarte dramatic, nu știu, s-a întâmplat ceva, s-a refugiase probabil pe acolo și au prins-o, e ceva... Poftiți? Legate de Sanie și transportată în arest în Craiova. Iată, ați auzit de la domnul Firică, e ceva foarte mișcător. Mie mi-a spus-o prietenul meu Gigi, profesor de istorie, Gigi Nechifo și vicepreședintele Consiliului Județean. Deci, ea este după mamă, să spunem, olteancă, gorjancă, după tată este fălticeneană, dar este totuși un fenomen bucureștean și Fălticeni, București și, bineînțeles, parizian. De-aia eu am ținut foarte mult ca domnul Chiapone Lucchesi, am vorbit cu secretara lui până și ieri, să vină cumva aici la noi. Oricum știe despre întâlnirea noastră. Simbolic e Franța, totuși, nu? Are o legătură fundamentală. Acum, eu nu vreau să fiu foarte lung, fiindcă teoretic eu aici am o poziție de moderator. Dacă îmi permiteți, o să mă așez totuși jos până la urmă, dacă îmi permiteți. Fiindcă aș vrea să vă spun ceva. Până însă a vă spune ceva, vreau să auziți ceva. Să auziți ceva care o să vă placă. Nu pot pe aparatărie, fiindcă pe am aici dischetă, CD-ROM sau cum se numește, disc CD nu funcționează, dar noroc că, iarăși prin bunăvoința domnului Nahoi, am așa ceva pe telefon și îi vom da drumul. Numai o clipă de răgaz. O clipă de răgaz. Wow. Mergeți în jos pagina și acolo există... Eu am făcut oameni, am făcut proba. Ba da, gata. Aici radio Europa. 300 de ani de la nașterea lui Johann Sebastian Bach. 30 ani de la Paris, 11 aprilie 1985. 85. Asta vreau să auziți. Urmarea obănuit. Începerea nașterii lui Johann Sebastian Bach este comemorat cu o fervoare ce spală istoria actelor, dar și istoria în general,
de contradicțiile și învolburările ei tragice. E frumos să auzim și vocea. Să zice că statuia și statura gigantului propun prin acest pretext de memorie un armistițiu pentru ca sărbătoarea să-și verifice deplinătatea. Și chiar dacă în Germania de răsărit Bach e rolat ideologic în sintagma apocrifa luptei pentru pace, anexarea aceasta abuzivă devine până la urmă un simplu fapt divers. Nimeni nu mai crede în categorii, deoarece sărbătoritul sfidează toate categoriile. Bach și-a pierdut de altfel prin artă naționalitatea. Cine dorește o ascultă nu ușor pe internet. Eu mă opresc aici cu această parte. În 1827, asemănător armoniei eterne, conversând cu ea însăși. E vocea lui Herșcovici. Vocea lui Lemparvic Herșcovici, da. Eu am vrut să am această, de fapt, partea muzicală mă interesa, ca să fie foarte clar. Și mi-a făcut plăcere să pot să o fac să o aud, să o aud așa și cu mâna întinsă în sus. Eu cred că e una dintre cele mai frumoase și mai mobilizatoare, de ridicătoare la viață, fragmente sonore și semnale din, de emisiune. E o emisiune care îți umplea numai muzica asta când o ascultați, cred că sunt în asentimentul dumneavoastră, numai muzica asta. E chiar o muzică care te-ai ascultat așa, cu mâna ridicată, fiindcă te trezea din morți, din amorțeală. Asta se întâmpla numai la două semnale fundamentale ale postului de Radio Europa Liberă, la acesta, și dimineața în zor sau noaptea târziu, când răsunau acordurile Rapsodiei Române, ale lui Enescu, și ascultam ca un fel de voce care venea din libertate și ne vorbea despre libertate. Scuzați-vă, sunt destul de emoționat, dar o spun cu mult drag. Erau cele două motive muzicale care efectiv te ridicau. Te ridicau, te făceau să te încurajau. Și cred că aici domnul Gabriel Andreescu știe exact ce înseamnă să fii încurajat de postul de Radio Europa Liberă și cu o muzică atât de mobilizatoare cum e cea pe care am auzit. Am auzit-o. Din păcate, fac o confesiune, nu am aflat, nu e Bach, dar seamănă. Unii spun că ar fi Telemann. Nu am aflat și caut de ani de zile. Poftiți? Telemann. Posibil. Caut de ani de zile să aflu cine este autorul acestui fragment muzical înălțător în cel mai direct sens al cuvântului. Te ridica. Creștea sufletul. E, am întrebat pe domnul Dumitru Avachian, care a trebuit să vină să ne facă onoarea aici. Am întrebat pe domnul director al Filarmonicii, domnul director de acum, și pe domnul Dimitriu dinainte, dar mai ales pe domnul Cazacu, pe care îl stimez foarte mult, și el a fost invitat. Poate că vine totuși, ne face onoare asta, fiindcă eu am spus că putem să venim. E un fel de șezătoare ce facem noi aici, nu e doar o conferință ex-catedra, și atunci pot să vină și mai târziu, sau nu e obligatoriu să semneze condica la ora 16:35. Deci, l-am întrebat pe domnul Cazacu, am întrebat pe mulți. Am avut un singur eventual răspuns, dar și mai mulți muzicieni. Doamna Marilena Rotaru, iarăși am întrebat-o, și dânsa mi-a dat un răspuns care în mod absolut aberant mi s-a șters din telefon. Dar nu știu, când am întrebat, doamna, dar cine v-a spus? Marilena Rotaru de la TVR. Nu mai ține aminte. Mie mi s-a șters, în fine, nu mi s-a șters, mi s-a furat telefonul, hai să o spun pe aia drept, la Paris, nu la București. Mi-au furat telefonul, în telefon se afla răspunsul posibil. E, muzica e aceasta, rog pe oricine care știe sau care cercetează să ne spună de unde e, fiindcă este sublimă. Eu mi-o aduc aminte de la 14-15 ani, când începeam să ascult, și îmi ridica efectiv sufletul. Rapsodia Română de dimineață, când așa se auzea început, când o aud de fiecare dată, acum am auzit-o cu domnul Măcelaru și așa mai departe, la festivalul Enescu, și de orchestra
cu Shani din, la, din Israel, noul director al orchestrei filarmonice din Israel, a cântat Rapsodia Română splendid, la Hav Shani, un imens dirijor care acum ieri sau alaltă i-a concertat și pentru situația care este acum în Israel. La Hav Shani. Să revenim la chestiune. Revenim. Deci, partea asta muzicală este foarte importantă. Însă, eu vreau să mai spun ceva și după aceea promit că tac. Deși invit pe toată lumea, repet, să fie ceva interactiv, fiindcă sunt atâția oameni avizați aici, că nu stau să îi enumăr, dar sunt foarte mulți și vor mai veni. Suntem într-o zi de 14 noiembrie. Eu întotdeauna, când mă gândesc la Monica Lovinescu, și de-aia și în mica notă pe care am băgat-o în Observatorul Cultural, am un cuvânt italienesc care îmi răsoară, îmi vine în minte. Monica Lovinescu e din torni și împrejurini. Monica Lovinescu și împrejurini. Monica Lovinescu nu este singură, nu este un fenomen unic. În jurul ei, și domnul președinte Sandro a menționat, în primul rând sunt câteva persoane fundamentale care formează un fel de trinom și noi aici suntem, în primul rând, pentru a omagia pe Monica Lovinescu, dar de ce să nu omagiem pe Virgilie Runca, al cărui centenar a trecut absolut nebăgat în seamă. Suntem în anul 2020, era pandemia, el e născut în 20. Nu s-a vorbit despre centenarul lui Virgilie Runca. Și apoi mai există fiul lor, îndrănesc să spun așa, fiul lor de suflet, care este mult, mult regretatul de mine și nu numai de mine, de unii dintre noi de aici la fel de mult, Mihnea Berindei, de la cărui petrecere dintre noi s-au împlinit în iunie 7 ani. Deci noi suntem aici pentru a aduce un omagiu, acest, cum îmi place să spun, Monica Lovinescu e din torni și la acest din torni, la aceste împrejurini, nu putem să nu-l amintim pe marele director Vlad Georgescu al postului de Radio Europa Liberă și pe Mihai Botez, sora lui ar trebui să vină și ea, Viorica ar trebui să fie pe aici printre noi, am sunat-o, trebuie să apară, Mihai Botez, iarăși era în România, era legătura cu țara, până la un moment dat, până când a fost nevoit să părăsească țara, mai precis nu i s-a dat voie să se mai întoarcă în țară, lui Mihai Botez, după ce încercase odată și a reușit să intre clandestin, să joace cu guvern, cu poliția, cu securitatea pe aeroport, a reușit odată, a doua oară nu i-a mai reușit, a anunțat odată de 85, la prima lui ieșire. A anunțat că vine în ziua de și a venit de fapt cu o zi înainte și aia nu erau pregătiți la securitate să-l primească. Și nu avea faimosul, să nu se supere Marc dacă acum iar divaghez, dar faimosul talon de întoarcere în România, cine știe, exista adevăratul pașaport, nu era ăla de carton, nici măcar ștampila aia care era, făcea de viză românească de ieșire, dar era talonul de ieșire și talonul de întoarcere. Lui s-a dat un fel de mesaj non-verbal, că nu i-au dat talon de întoarcere. El a plecat doar cu talon de ducere, da? E, așa, când s-a întors, ăștia erau surprinși, ne-am pierdut, dar m-am întors, sunt aici acasă. Deci i-a driblat așa, a doua oară nu s-a mai putut în 87. Deci iată, acești oameni au fost foarte alături, a fost și legătura cu țara, până la un moment dat, cum a fost Vlad Georgescu sau mai târziu ca Mihai Botez. Eu aș vrea să-l aduc aminte aici și pe Mihai Shafir, Mike Shafir, Michael Shafir. Și aici iarăși intrăm, și cu asta chiar promit că am încheiat, intrăm într-un fel de, aș vrea să amintesc acest lucru, că și data asta în care suntem noi, 14, doar aș vrea să rețineți câteva date. În ziua de 13, cum ar fi fost ieri, s-au împlinit 35 de ani de la moartea marelui Vlad Georgescu. 35 de ani de la moartea lui Vlad Georgescu, marele istoric și director al postului de Radio Europa Liberă, în momentele extrem de grele ale anilor 80, când acolo era nevoie de păstrarea conștiinței naționale. Nu era un simplu post jurnalistic. Acolo era postul de Radio Europa Liberă, am spus și el la
domnul Nahoi la RFI, care într-un fel așa continuă idealmente, într-un fel Radio Europa Liberă, era un post de radio de păstrare nepereche, un post de radio nepereche, care păstra conștiința, avea ca menire păstrarea conștiinței naționale când era gravissim amenințată tocmai de naționalismul deșănțat și ridicol, național-comunismul Ceaușii și alte lucruri de genul acesta. Deci, în numele lui Vlad Georgescu, el moare pe 13, era o duminică, mi-aduc aminte, am fost și la mormântare pe 18. În ziua de 14 astăzi este ajunul revoltei de la Brașov. Și trebuia să vină aici Dănuț Iacob de la Brașov, în ultimul moment, unul dintre liderii asociației 15 noiembrie, în ultimul moment n-a mai putut veni, cerem scuze pentru situația asta, la fel cum, fac o paranteză, cer scuze pentru situația creată cu domnul Pleșu, care din motive de sănătate pe care le bănuiau unii dintre noi, dar el întâi mi-a spus că poate, după aceea n-a mai putut, totuși a figurat pe afișul nostru și n-a putut veni. Și mai era și un alt motiv care poate în cursul discuțiilor am putea să-l amintim și el, s-ar putea să-l ridicăm, dar principalul este problema de sănătate. Dar nu numai. Și în sfârșit, domnul Ion Vianu, doctorul Ion Vianu, acum o jumătate de oră am vorbit cu dânsul și răspunsul este foarte trist. El îmi spune, Adrian, sunt din ce în ce mai rău. El mi-a spus sâmbătă, mă simt mie rău, mi-a trimis un mesaj, mă simt rău, iar acum mesajul lui a fost, sunt din ce în ce mai rău și, dragă Adrian, mă simt rău și fără îndoială nu mă voi simți decât din ce în ce mai rău. Asta era la ora 15.35 mesajul ăsta al meu, dar el mi-a indicat să iau această carte, Amintirile în dialog, el și cu Matei Călinescu, care nu mai e nici printre noi, și la un moment dat vom spicui câte ceva și va fi prezent într-un fel, zic, n-aveți grijă că veți fi prezent aici, prin recomandarea, mi-a spus, du-te acolo, caută cartea, uite-te, am făcut asta, deci e și dânsul prezent aici, deși nu este, e la Geneva, el trebuia să intre online, iată de ce rugasem să fie o intervenție telefonică, dar care nu a mai fost posibilă. Deci iată explicația poate unui afiș redundant, dar asta este. Apoi vreau să mai spun un lucru, în ziua de 15 este Brașovul, suntem în zilele astea imbricate, nu știu cum să spun, pe 18 a fost moartea îngroparea lui Mihai Botez, iertați-mă, pe 19 este ziua lui Mihai Botez, iată, legat de chestiile astea, ziua lui, iar a fost și Sfântul Mihai de curând, iar prietenul Mike Shafir ne-a părăsit într-o zi de 9 noiembrie, deci acum cum ar fi exact un an, dar ceremonia lui funebră la UBB, la Universitatea Babeș-Bolyai, a fost în ziua de tot de 13, atunci când murea prietenul său Vlad Georgescu. Și nu o să uit niciodată, și vă mărturisesc lucrul ăsta, nu o să uit niciodată, am fost la mormântare între două trenuri de noapte, am venit de la Milano, eram corespondent periferic al Europei Libere la Milano, am venit la München și acolo știu că m-a primit chiar prietenul nostru Tofan, Liviu Tofan, i-am trimis aseară un mesaj, te aduce aminte, tu m-ai luat, nu știu ce, iar în biserică era o zi foarte urâtă, ploua, mizerie, tristețe, n-o să uit, Mike Shafir pur și simplu nu putea să-și țină plânsul. Nu putea să-și rețină plânsul, Mike Shafir în biserica în care s-au celebrat funeralele lui Vlad Georgescu, asta era în 18, era o vineri, el a murit pe 13, era duminică, 18. Întâmplător, Mike Shafir nu mai este și a murit într-o zi de 8, de 9 și a fost îngropat într-o zi de 13, când prietenul său, acum 35 de ani, dispărea. Deci iată cât sunt de legate aceste date și vreau să-i îngemănesc pe toți aceștia într-o pioasă amintire și mult mai mult decât atâta. Din cauza asta a fost și lungă această introducere a mea, fiindcă vreau să punctez măcar aceste date. Acestea fiind spuse, am plăcerea să-i dau cuvântul, cred, decanului nostru în toate de vârstă și așa mai departe, de prestigiu,
care este domnul Dinu Zanfirescu, membru al CNSAS-ului și președinte al Consiliului Științific al Institutului nostru, cei care organizăm, ICCMR. Dinu, ai cuvântul cu tot dragul și cu iertăciune că am fost destul de lung, dar da, cred că m-am silit împrejurările. Da, mulțumesc. Sigur că vorbind despre Monica Luvinescu, nu putem să nu vorbim și despre Irunca. Eram în exil la Paris și noi îi denumeam între noi Monici, când aminteam despre ei. Pot să spun că o cunoșteam, înainte să o cunosc, ca să spun așa, de la Radio Paris întâi, în anii 50, urmă mai târziu... Strămoșul Radio France. La Europa Liberă și aveau amândoi emisiuni, dar vocea neconfundabilă a Monicăi Luvinescu era extrem de pătrunzătoare, așa, ți intra cu totul în tine și sigur că ne impresiona foarte mult. Am ajuns și eu în exil la Paris în 1975. În sfârșit, au trecut luni, a trecut un an și vorbeam cu Radu Câmpeanu, care era și el acolo. Zic, dom'le, ar trebui să-i cunoaștem și noi pe oamenii ăștia care ne-au ținut, vorba aia, moralul în țară atâta vreme. Pentru că e nefiresc, suntem aici, în același oraș, perfect, hai să mergem să-i cunoaștem. S-a dat un telefon, ne-au primit amândoi, am fost împreună. Era foarte, în fine, pe mine m-a amuzat puțin, pentru că Ierunca a început să vorbească despre Mihail Fărcășanu, care a pusese președintele Tineretului Național Liberal. Atât Radu Câmpeanu cât și eu îl cunoșteam din Tineretul Liberal, pe așa că era așa o discuție foarte, foarte apropiată, nu știu cum să zic. Ei au fost destul de amici, discutau despre ei, în sfârșit. Am mai trecut un an, am început să mă manifest și eu în presa română de exil, după un an, un an și ceva, și am primit un telefon de la Monica Luvinescu. Domnule, aș vrea să discutăm ceva împreună. Perfect, sigur că da, când ne putem vedea. Ne-am întâlnit și spune, uite ce este. Noi aici ne facem treaba la posturile astea de radio, dar noi mai avem legătură și cu presa franceză. Și îi ținem la curent cu lucruri care nu vin pe obișnuitele canale de știri. Sunt anumite lucruri care vin direct la noi. Acum că ai venit și dumneata aici, până acum eram două persoane, eu și Mihnea Berinde. Acum că ai venit și dumneata, hai să împărțim piața asta a presei franceze și ne-am gândit că dumneata să te ocupi de ziarul Le Figaro și Le Quotidien de Paris și de agenția France Press. Și de acum încolo, dumneata ești omul de contact cu realitatea românească din țară și din exil eventual pentru aceste organe de presă. Perfect. Am luat contactul cu respectivii. Era o doamnă la agenția France Press care mi-a spus, zice, domnule, ori când îmi dai un telefon, zi, noapte, nu contează ora, noi suntem interesați și dăm știrea. La ziarul Le Figaro era o doamnă sau domnișoară, Ariel Tedrel, care era desemnată să se ocupe de
problemele românești. Dar redacția, în redacția acestui ziar exista un anumit domn, Amle, care printre altele a scris o biografie a lui Ceaușescu, care ulterior a fost adusă și în românește și e biografia oficială care a devenit până la urmă a lui Ceaușescu, care mi-a spus, zice, dom'le, da, foarte bine, dar eu nu pot să dau tot ce primesc și ce vin și pe alte canale de știri, pentru că sunt oprite. În fine, când și când se găsea așa o fereastră și se mai putea transmite și prin ziarul Figaro. În schimb, Le Quotidien de Paris era foarte deschis, era un domn acolo care era oricând, zice, da, scrim, și într-adevăr a publicat o serie întreagă de știri care se refereau la România, la tot ce se întâmpla la noi. Și au început, în sfârșit, legături între noi, cumva, cu Monica Lovinescu. În sensul că, în momentul când primeam o știre, că primeam știri prin telefon sau venea câte cineva din țară, și evident că o anunțam și pe ea. Era, zic eu, normal, firesc, nu știu cum să zic. Și atunci spuneam, bine, eu o să spun lucru așa, anumite lucruri, dumneata spui altceva și nu știu ce. În fine, ne coordonam cumva. Și a fost un moment, într-adevăr, așa, de colaborare extraordinară, când mi-a dat telefon, zice, vin, o să ne întâlnim, că am ceva foarte important să discutăm. Merg, ne întâlnim și spune, uite ce e, a venit din țară o scrisoare, 6 demnitari comuniști care au scris împotriva lui Ceaușescu. Scrisoarea celor 6, cum e cunoscută, în fine, era cunoscută. Martie 89. Da, martie 89. Și zice, americanii de la postul de radio Europa Liberă au interzis publicarea acestui material. Eu ți-l dau dumitale, eu între timp eram corespondent al postului de radio BBC, secția română, la Paris, și zice, știu că dumneata ai posibilități mai mari la BBC să faci pe oameni să înțeleagă că este necesar să fie difuzată treaba asta, pentru că trebuie știută de oamenii din România. Și mi-a dat textul, evident, am telefonat la Blondra, domnul Mititelu, care era directorul secției române a BBC, zice, da, am auzit de ea, o aveți, cum să nu, sigur, facem emisiune, și am transmis scrisoarea celor 6. Pe urmă, după ce am transmis-o la BBC, după 2 zile, a transmis-o și Europa Liberă, preluând-o, spun ei, de la BBC. Asta era un exemplu, dar au fost mai multe. Erau oameni care făceau greva foamei la Paris pentru reuniunea familiilor. Erau foarte multe cazuri de genul ăsta. Și ne coordonam puțin și vorbeam, domnule, să dăm puțin mai variat, nu exact același lucru, să vedem unele amănunte sau... Și ne puneam de acord. De asemenea, când erau manifestații, și nu erau puține, în fața ambasadei române din Paris, când manifestam împotriva, mă rog, chestiunile de drepturile omului, în primul rând, dar și chestiuni care erau de la ordinea zilei, cum să spun. Și atunci ne coordonam, pentru că ea reprezenta Europa Liberă, eu BBC-ul. Și discutam, zic, domnule, să dăm cam același număr de oameni care au fost, adică să nu fie niște încurcături așa, unul spune una, unul spune alta.
Și altfel fiecare își avea textul lui și transmiteam. Și asta a durat ani și ani de zile. Ori, după un anumit timp, mi-aduc aminte, foarte târziu, după 1989, eram acolo și au fost nenumărate încercări din partea regelui Mihai de a veni în țară, după ce venise o prima dată. Nu i s-a mai acordat permisiunea. Se făceau și manifestații pe această temă și la Paris se organiza de către intelectuali, de către Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Franța, din România, care era la Paris, tot așa, tot felul de manifestări. Și a fost o manifestare a intelectualității române din Paris, a intelectualilor refugiați în Franța, unde a venit, a fost invitat și regele. Pe mine m-a amuzat atunci foarte mult, pentru că Monica Lovinescu, dar și Virgil Iarunca, zice, domnule, zice, da, arată-ne cum să ne prezentăm regelui, trebuie să facem așa, să ne înclinăm, să... Zic, domnule, nu, vedeți că omul ăsta e un om normal, dați mâna frumos când veniți acolo în fața lui și... Dar asta m-a amuzat foarte mult treaba asta, că erau foarte închetați, domnule, să nu greșim cumva față de protocol. Domnule, domnule, nu e niciun protocol. Acum aș vrea să vă dau citire unor texte, nu lungi, care au apărut în presă din exil. Trebuie să mărturisesc că eu am fost autorul, pentru că scriam la această presă din exil și am selecționat câteva adrese, dar înainte de toate aș vrea să vă recomand câteva volume care au fost editate de editura Humanitas despre Monica Lovinescu, în afara jurnalelor, care sunt mai multe volume de jurnale, dar sunt câteva așa volume care zic esențiale. Dacă sunteți dornici să aflați mai mult cum s-a manifestat ea. Avem așa jurnalul esențial, un volum destul de mare, La apa Babilonului, Etica neuitării și O istorie a literaturii române pe unde scurte. Acum voi ilustra din activitatea Monicăi Lovinescu, în afară de aceste volume, în publicația, în primul rând, în publicația Dialog, care apărea în Germania. Era o publicație românească cu aspect de revistă, care era scoasă în Germania de un domn Solacul. În română? În limba română. La care eu eram corespondent la această publicație. La care am scris. Deci, în publicația Dialog, care apărea, găsim diverse articole referitoare la activitatea Monicăi Lovinescu. După revolta, și acum citez, după revolta din 15 noiembrie 1977 de la Brașov, radioul și televiziunea franceză s-au înscris printre cele mai active din Europa în comentarea acestor evenimente. În Franța, luna decembrie a adus radioascultătorilor și telespectatorilor o informație cât se poate de completă cu privire la România. Prima dintre aceste emisiuni a fost realizată la 2 decembrie pe canalul televiziunii franceze TF1, canal cu cea mai mare audiție. O emisiune realizată de Frédéric Mitterrand,
nepotul președintelui Franței și realizator de programe televizate. El a invitat la emisiunea sa pentru a comenta și a dispune ca martor al realităților românești pe Monica Lovinescu, Sanda și Vlad Stolojan, Marie-France Ionesco, Paul Goma și Matei Cazac. Un alt text. O altă emisiune despre România a fost organizată la 17 decembrie de către postul de radio France International. De fapt, o dezbatere asupra situației actuale din țară, intitulată Revolta din România. Pe lângă animatorii emisiunii și ziaristul Serge Martin, trimisul special al postului care venise recent de la Brașov, au fost invitați să răspundă la întrebările publicului francez Monica Lovinescu, Mihnea Berindei și Maria Mailat. Monica Lovinescu menționa că dezordinii și nevrozei pe care o introduce comunismul în orice sistem social, în România se adaugă nevroza personală a lui Ceaușescu, un produs al sistemului care la noi atinge limitele iraționalului. Tot ea vorbește de rambursarea accelerată a datoriei externe și de lucrările faraonice întreprinse de șeful de partid din România, lucrări care le amintesc pe cele ale nazismului hitlerist. În asemenea condiții, o economie nu numai că nu mai poate să evite dezastru ca atare, ci devine o noțiune ireală. Responsabil de această stare de lucruri, spune Monica Lovinescu, este numai Ceaușescu. Asta a fost într-un articol din numărul 70 din Dialog. Acum, un alt extras din Dialog, din numărul 90, din octombrie 1967. Pentru milioanele de români din țară, care ascultă zilnic, cu rigurozitate, programele postului de radio Europa Liberă, Monica Lovinescu și Virgilie Runca sunt o instituție națională. Timp de ani și ani, întâi la Radio Paris, apoi la Radio Europa Liberă, emisiunile lor aduceau și aduc ascultătorilor români din țară baloanele de oxigen de care aveau nevoie ca să poată supraviețui spiritual. Aceasta este opera de bază a acestor doi mari oameni de cultură români. Prin ei, spiritualitatea, cultura românească din țară, nu s-a rupt de restul lumii, așa după cum intenționa regimul în străinătate. Prin ei, prin polarizarea și a altor oameni de cultură români, spiritualitatea românească a putut să se afirme și să evolueze în pas cu universalitatea. Într-o altă declarație, publicistul francez Thierry Vollton publicată în lupta din 22 februarie 1986, erau trecute în revistă tentativele securității de a reduce la tăcere pe Monica Lovinescu și pe Virgilie Runca. Într-o carte recent apărută, a Oanei Stănculescu, cartea Capcana unui compromis, Securitatea și Arheologia, 1947-1967, apărută recent, cum am spus, obsesia regimului față de români, de românii care au refuzat să se mai întoarcă în țară, alegând libertatea și democrația occidentală sau cea de peste ocean, a rămas neschimbată din 1945 până în 1989. Această obsesie s-a concretizat în sute de dosare de urmărire, sute de agenți și de ofițeri de securitate puși pe urmele românilor din exil, infiltrați în mediile în care activau și mii de note informative. Profitând de ocazie că sunt la
CNSAS, organismul care se ocupă de dosarele fostei securități, vă voi da citire trei note ale unor surse despre Unica Lovinescu și Virgile Ionca. O notă a sursei Petroniu, dacă vă spune ceva acest nume. Eu îl voi dezvălui. Este vorba de de Paul Dimitriu. Cunoscut intelectual, care pe urmă, finalmente, a emigrat cândva în Franța, dar care a fost stipendiat în lei, franci și dolari. Și nu puțin. Ce spune sursa Petroniu? Cu ocazia venirii Teatrului Românesc la Paris, au acceptat să vadă piesele și să stea de vorbă cu actorii și au apreciat decorurile și regia lui Esrig. Sursa i-a determinat să ia o atitudine favorabilă, iar pe Monica Lovinescu a determinat-o să scrie o cronică dramatică foarte favorabilă pentru posturile de Radio Europa Liberă. Atât Monica Lovinescu, cât și soțul ei, Virgilie Runca, au o mare circulație și influență în cercurile scriitoricești și printre reprezentanții presei franceze. Sunt foarte inteligenți și cultivați, bine apreciați în cercurile pariziene și foarte bine informați atât în ceea ce privește viața culturală, politică și economică din Occident, cât și cea din țară, fiind la curent cu toate. Sunt elemente foarte active și influente, iar câștigarea lor ar fi foarte importantă. O altă sursă, te Costică. Referitor, el se referea în general la Paul Barbaneagră, un om de cultură din Franța, român, evident. Dar ce spune el? Monica Lovinescu și Erunca au vorbit despre falimentul României, despre măsurile constrictive ale regimului român, ei au vorbit despre răpirea lui Virgil Tănase, acuzând guvernul român de aceasta. Ei afirmau că se vor lua probabil de către Statele Unite și alte țări din vest sancțiuni economice și politice care vor destabiliza regimul și vor anihila definitiv ideea că România duce o politică independentă și liberală. În sfârșit, o a treia notă, sursa Ionescu, care cine se... Cine e Costică? Poftim? Costică. Nu, sursa Ionescu. Da. Așa, care se referea mai mult la Nestor Rateș, care era, la un moment dat, suplinea funcția de director. A fost și direct un an de zile. Da. După moartea lui Dan Ionescu. Da. Care spunea așa, acest Ionescu, pentru a putea ataca anumite programe ale aceluiași post, am făcut voit o comparație între această emisiune, Univers American, și programele Actualitatea Românească și cea culturală ale Monicăi Lovinescu și Virgilie Runca. Am arătat ca publicist că sensul denigrator caracterul vulgar de dezinformare constituie o încălcare, o abdicare de la etica publicistică și, desigur, nu poate avea priză decât la o anumită categorie restrânsă de ascultători. Astea erau note care, bine, astea sunt selectate, trei note din foarte multe care se află în dosarele lor, care sunt destul de ample la CNSAS. Și pentru a termina, aș vrea să vă citesc, a fost editat în Etica Neuitării, un material al Monicăi Lovinescu despre neconformism. Este vorba de o situație care din 1968,
când armatele a trei țări comuniste, a cinci țări comuniste au invadat Cehoslovacia pentru a o readuce pe calea cea bună, cum spuneau ei. România n-a participat. Și în contextul acestei, să-i spunem, ocupări a Cehoslovaciei de atunci, ce spune Monica Lovinescu? Mereu de la Praga sosește răspunsul la o întrebare și o dezbatere care acum câțiva ani am fierbântat Parisul intelectual. Ce poate literatura? Dezbaterea era provocată de afirmația lui Jean-Paul Sartre: literatura nu poate nimic într-o lume în care copiii mor de foame. Dar Praga ne învață că literatura poate da jos un Novotny, care era șeful comunist al Cehoslovaciei. Și n-ar fi de ajuns, pentru că nu înainte atât... Înainte de Lupcec. Și nu ar fi de ajuns, pentru că nu arăt un Novotny sau un altul, nu atât un Novotny sau un altul, au importanță cât rolul scriitorului de contestație prin adevăr. Contestație este și arma privilegiată a unui anumit tip de intelectual din Occident, dar în acest caz se mulțumește cu propriul ei prestigiu. Jean-Paul Sartre, de pildă, contestă pentru a contesta sau pentru ideologie, nu pentru adevăr. În schimb, la Praga, contestația, virtute redescoperită, n-are cum să fie un conformism. Întâi pentru că nu e comodă, apoi pentru că nu este folosită de ani și ani ca o modă, ca mijloc de a obține o identitate revoluționară. La Praga s-a descoperit ca un risc și ca o noutate datoria de non-conformism. Expresia atât de fericită nu mi-aparține. Am împrumutat-o de la profesorul Ivan Svitak, care cunoaște riscurile ei. El fusese dat afară în 1965 de la Institutul de Filozofie și de la Academia de Științe, dovedind astfel, după expresia unui gazetar, devenind astfel idolul studenților. Ivan Svitak a întocmit un decalog al acestei datorii de neconformism pe care l-a publicat în revista Student. El începe prin a reaminti că libertatea cere un exercițiu constant, o gândire mereu în stare de veghe. Inamicul din tâi al gândirii este clișeul de gândire, locul comun. O știu prea bine aceia care, instalând regimurile comuniste în Est, au pus la temelia lor lozinca. Lozinca implică repetiție și mimetism. În ea gândirea adoarme înainte de a dispărea. E natural, deci, ca al doilea punct al decalogului să recomande, chiar în clipa de față, când presa din Cehoslovacia este ceea ce este, o nerespectare a clișeilor care circulă în ea asupra democrației, renașterii și deformațiilor. Și Ivan Svitak scrie: aceste pretinse deformații nu sunt în niciun fel deformații, ci manifestări normale, inevitabile și curente ale oricărei dictaturi totalitare, care ea însăși este o deformație. Astfel, multe clișee sunt pulverizate. Acela, de pildă, al cultului personalității, care nu e o definiție, nu e o deformație a sistemului, ci o manifestare inevitabilă a acestuia, el însuși reprezentând o deformație esențială. Ivan Svitak
povățuiește astfel pe tinerii săi studenți să nu vedeți în personalitățile istorice din acești ultimi 20 de ani oameni care acționau sub presiunea unor alte personalități și nu le considerați ca pe niște victime ale situației, ci ca pe niște criminali nedreptățiți, ca pe niște docili colaboratori ai puterii, ori dimpotrivă ca pe niște personalități incoruptibile, pilde de caracter, și aceasta numai pe baza actelor lor reale și a răspunderii lor în procesul de devastare pe care îl dezlănțuiau. Consecințele acestei povețe sunt numeroase. Una dintre ele și cea mai evidentă este că țapii ispășitori nu pot fi căutați numai printre decedați. În sfârșit, fiindcă totul s-a petrecut în numele lui Marx, Ivan Svitac reamintește că acesta din urmă n-a apărat ideea unui partid devenit un aparat situat deasupra clasei muncitoare, ideea unei elite care difuzează deciziile sale în mase aparținând narodnicilor ruși a lui Lenin și de alminter ea a fost criticată de numeroși marxiști încă din vremea în care era emisă. Dacă opresc aici decalogul, nu e pentru că restul n-ar fi demn de atenție, ci numai pentru că brusc îmi amintesc că tot în Cehoslovacia se năștea simbolul kafkian al castelului. Nu pentru a face neapărat din Kafka un profet al zilelor de azi, prea deseori literatura este pusă să profetizeze ad hoc, cum să nu vezi însă în acest castel la care nu ajungi niciodată și de la care sosesc pe căi nevăzute hotărârile, o oglindă a puterii comuniste. Elita care difuzează ideile sale în mase și la care masele n-au niciodată acces, lovindu-se mereu de praguri și intermediari, birourile acelea în care se iau hotărârile pentru binele unor oameni care nu sunt niciodată consultați, birourile acelea închise, necunoscute, fără număr pe ușe, fără drum care să ducă la ele, puterea difuză care legiuiește în numele unei clase nici măcar consultate, cum s-ar putea numi mai exact. Partid e impropriu. El vine de la parte. Presupune, deci, alte părți. Un ansamblu în care să se încadreze și căruia să îi se supună. Partidul implică neapărat alte partide. Când e singur stăpân, când se confundă cu absolutismul puterii, partidul se metamorfozează în castel, cu două aspecte printre care partidul comunist. La putere s-a semnalat înainte de toate secretul și delațiunea. Care este datoria intelectualului față de castel? Una singură, cum spune Ivan Svitac, aceea de neconformism. Acesta este materialul pe care l-a citit Monica Lovinescu la 4 mai 1968 la postul de radio Europa Liberă. Și eu mă voi opri aici. Îi mulțumim... Îi mulțumim domnului Dinu Zanfirescu, martor nemijlocit și, în fine, voce importantă a exilului nostru. Vreau doar să duc o completare la volumele pe care, în seria aceasta apărută de Humanitas, iată acest, să spunem, mini-volum, dar care este extrem de important din cauza că are un fel de antologie, sigur, înregistrări de aur ale emisiunilor. Asta vreau eu să vă spun, dar noroc că am putut să am pe telefon, fiindcă, iată,
de prea multă tehnologie nu reușim să mai ascultăm un aparat mai tradițional. Discheta aceasta, CD-ROM, CD-ul acesta, în care sunt, îmi permit doar să spun, în dialog cu Mircea Eliade, în dialog cu Eugen Ionescu, Exilul este o șansă și un blestem, Eugen Ionescu, Sfârșit de veac în România. Iată, sunt mai multe, sunt 6 ore și ceva de înregistrare și eu cred că sunt pentru aducerea aminte extraordinare, nu doar pentru muzica superbă pe care, de introducere, ci pentru tot ceea ce reprezintă. Deci iată acest volum în plus față de cele din seria aceasta, foarte lăudabil, cei de la Humanitas, care ne vor invita pe 19 la Ateneul Român, da, au făcut-o. Da, aș vrea să mai adaug ceva, te rog, care mi-a scăpat. Monica Lovinescu am cunoscut-o, cum v-am spus, dar am cunoscut-o până în ultimele momente. Eram la Paris, eram președinte al Institutului Memoriei Exilului Românesc și mergeam în Franța să aduc niște arhive ale românilor exilați. Primesc un telefon de la primul ministru de atunci, Călin Popescu Tăricianu, care îmi spune, zice, sunt informat că ești la Paris, știu că a murit Monica Lovinescu, te rog, iei legătură cu ambasadorul și mergeți la biserică să reprezentați guvernul român la slujba respectivă și să iei cuvântul acolo. În sfârșit, iau legătură cu ambasadorul, discutăm acolo, dar aflu între timp că atât Monica Lovinescu cât și Virgilie Runca au lăsat cu limbă de malte, cum se spune, să nu se vorbească nimic la înmormântările lor. Și m-am supus, nu am vorbit. După ce a fost această slujbă, a fost incinerată și de asemenea mi-a mai telefonat odată primul ministru, te rog, zice, să nu pleci, uite, îți trimit un avion militar să vină să ia urnele ei și al lui Virgilie Runca să le aduci în România. M-am dus la... Era un aeroport oarecum așa mai de serviciu, Le Bourget, care nu era cel curent. Oficial, era la da. Oficial. Și aterizează avionul, în avion, două persoane. Gabriel Liceanu și Mihnea Berindei. În sfârșit, spune, da, am venit, eu venisem cu urnele acolo. Au venit niște, erau niște militari, în fine, un ofițer vine la mine, zice, avem dispoziția să preluăm aceste urme și mergem la București. În sfârșit, am ajuns la București și acest ofițer a venit iar la mine, zice, acum uitați ce se întâmplă. Noi o să luăm aceste urne, le punem pe niște perne, afară va fi o fanfară militară și va fi un marș funebru și dumneavoastră, noi mergem cu aceste urne înainte și dumneavoastră veniți în urmă. Și așa am adus aceste urne care apoi le-am depus la Ateneul Român, unde aștepta președintele țării și primul ministru și le-am predat aceste urne. Ele sigur au ajuns pe urmă la Fălticeni. Asta vreau să mai adaug. Dacă îmi permiteți, adaug și eu ceva la adaugul tău. Mihnea Berindei și domnul Liceanu, cred că erau executorii testamentari ai Monicăi Lovinescu și ceremonia aceea mi-o amintesc și eu de la Ateneul Român. Îi mulțumim încă o dată lui Dinu Zamfirescu. Să știi că oricând, dacă îți mai aduce aminte ceva, da, fiindcă, da, repet, facem o șezătoare aici, nu suntem la ex-catedra, îți mai aduce aminte cineva și fac apel la cei din sală, fiindcă știu că sunt persoane extrem de avizate. Vă rog, interveniți. Deranjați-ne, vă rog. Așa că așteptăm să fim întrerupți sau să
completați, îmi face mare plăcere, fiindcă știu ce fel de public avem. Avem un parter de roi, cum se numește pe franțuzește, un parter de regi. Nu e un public oarecare și asta mă face să fiu mândru că am reușit să organizăm o astfel de întâlnire cu dumneavoastră și cu noi. Să-i dăm cuvântul doamnei Magda Cârneci sau să-i dăm cuvântul domnului Dinu? Doamne! Ladies first, dacă doriți, doamna Cârneci, aveți cuvântul cu mare drag. Sigur. Bună seara și mulțumesc, Adrian Niculescu, pentru această invitație. Pentru mine, Monica Lovinescu a fost, în primul rând, o voce, ca și pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră, cred. Pentru că preț de 30 de ani, din 1962 până în 1992, ea a fost cea care, pe unde scurte, cum se spunea, ne-a ținut cumva în viață din punctul de vedere al informației, a ceea ce se întâmplă în lume, dar și din punctul de vedere al unei etici a viețuirii și a unei înțelegeri mai adevărate a ceea ce trăiam cu toții în România comunistă. Eram cu toții prea imersați în atmosfera, ambianța comunistă a epocii și cred că uneori ne pierdeam reperele. Nu mai știam să judecăm cu adevărat ce e adevărul, care e poziția noastră față de ceea ce se întâmplă în țară. Și în general românii am fost pasivi. Ăsta este cuvântul pe care îmi permit să-l mărturisesc. În timp ce a o asculta pe Monica Lovinescu în fiecare seară la radio Europa Liberă, era un fel de gură de aer proaspăt, de oxigen tonifiant și de curaj, pentru că avea un anume fel de a vorbi. Avea o voce gravă, puțin răgușită, puțin masculină, aș zice eu, pe care o folosea cu o artă a retoricii și cu o dicție radiofonică impecabilă, drept care îți transmitea, dincolo de cuvinte, o stare de necesitate, o nevoie de a te angaja cumva. Avea un fel de putere de convingere care pe moment îți dădea senzația că poți să fii mai bun, că ai fi capabil și tu de un pic de curaj, că ai putea și tu să iei atitudine. Ceea ce bineînțeles că nu prea se întâmpla, pentru că una e să vorbești de la Radio Europa Liberă și alta este să trăiești într-o țară înlănțuită de un regim totalitar ca cel din România. Dar a contat foarte mult faptul că Monica Lovinescu împreună cu Virgil Ieruncă au existat. Și faptul că au avut atâta energie să ne transmită nouă ceea ce ne lipsea. Și pentru mine Monica este în primul rând exemplul intelectualului angajat, exemplul intelectualului public, acelui care se bate pentru ideile din agora, pentru a despărți cumva apele de bine și rău, pentru a da un discernământ asupra ceea ce trăim, asupra faptului politic de fapt, și pentru a ne modela în sensul unei etice, a unei morale adevărate, sociale. Pentru că acest lucru ne lipsa cu desăvârșire. Și Monica a făcut acest lucru, ca și Virgil Ieruncă de altfel, de cele mai multe ori prin critica literară, pentru că ei erau de fapt critici literari, dar au reușit să transforme acest instrument cultural al criticii literare într-un fel de instrument ideologic. Până la urmă ei făceau un fel de critică ideologică și sociologică, evident, și filozofică uneori, a ceea ce se întâmpla în România și a comunismului. Din acest punct de vedere, de pildă, Vladimir Tismăneanu o consideră pe Monica cea mai avizată, cea mai nuanțată și mai bună cunoscătoare analistă a comunismului. Poate că ar putea să pară puțin exagerat, dar dacă răsfoim cărțile care au apărut la editura Humanitas în ultimii 30 de ani, ne dăm seama că este adevărat. Așa cum și textele citite de domnul Dinu Zanfirescu în seara asta ne arată un pic. Critica literară, deși părea doar culturală, devenise un instrument politic. Și acest lucru a contat foarte mult pentru noi. Monica nu vorbea numai despre ceea ce se întâmpla în țară
și care ajungeau foarte repede la ei. E chiar uluitor cât de repede puteau să aibă acces la informațiile din România. Dar ea vorbea și despre ceea ce se întâmpla în Occident, despre dezbaterile de pe scena intelectuală franceză, unde ei trăiau de altfel. Și prin ei noi puteam să avem acces la cărți care ne erau interzise, la dispute de idei foarte îndepărtate la care nu aveam acces și despre care Monica împreună cu Virgil și cu întreaga redacție a Europei Libere ne țineau la curent. Dar deși această redacție era formată din destul de mulți oameni, ceea ce ne rămâne nouă în memorie este vocea Monicăi. Pentru că ea avea un fel anume de a formula. Avea un fel de har al formulării, al formulării puternice, expresive. De pildă, mi-aduc așa acum aminte de ideea necesitatea clarviziunii sau datoria lucidității. Niște formule care îți rămâneau în minte și care te trezeau puțin. Aveai impresia că ești mai bun, ești mai treaz, înțelegi puțin mai bine ce se întâmplă. Și sunt foarte multe. Monica nu era doar un luptător prin vocea sa și prin ideile sale. Era și un bun scriitor, cum se poate vedea dacă luați la mână jurnalele sale sau culegerile de articole sau Apa Babilonului. Sau la Apa Babilonului, care este o carte de memorialism excepțională, într-adevăr. Da. Și prin toate astea, Monica a conturat portretul robot, dacă vreți, a ceea ce ar însemna să fie un intelectual adevărat în cetate și să fie un model, să fie un reper social și un model cultural. Aveam atât de multă nevoie de așa ceva. Am avut atunci nevoie, înainte de decembrie 89, dar avem și acum, cred eu, pentru că lucrurile s-au complexificat și nu știu dacă s-au îmbunătățit finalmente. Ei erau deja niște legende pentru noi și puteai oricând să te duci la ei. Și casa lor era într-adevăr deschisă, am fost de multe ori acolo, după care Monica m-a și invitat imediat la Radio Europa Liberă și eu abia aveam 30 și puțin de ani, speriată de lumea occidentală cu care intram pentru prima dată în contact, să fiu invitată deja la Radio Europa Liberă mi se părea ceva uluitor. Și nu doar eu, au fost și alți colegi de-ai mei din generația noastră literară obzecistă. Am făcut dezbateri, mese rotunde la Europa Liberă la vremea aceea. Am vorbit și despre faptul că semnasem împreună cu alți 16 tineri scriitori o scrisoare pentru susținerea lui Mircea Dinescu și a Anei Blandiana în noiembrie 1989, care ajunsese la Radio Europa Liberă și care fusese citită. Și asta ne dădea cumva așa un fel de îndreptățire să ajungem și noi la Europa Liberă și să citim. Monica Lovinescu și Virgilie Runca au fost deci recunoscuți și mi-aduc aminte cu cât entuziasm au fost ei primiți în România în momentul în care au ajuns aici deja în 1990, în aprilie parcă, apoi au fost chemați și au fost duși la Timișoara, la Craiova, la Sibiu, la Cluj, în multe alte locuri și peste tot au fost primiți cu brațele deschise. Pentru că deveniseră de fapt niște, nu doar niște legende, ci niște modele umane vii. Și asta a fost un fel recunoașterea rolului lor istoric pe care l-au avut, pentru că eu consider că ei au fost un fel de eroi culturali ai României în vremea comunismului. Cred că după anii 90, când s-au publicat și cele mai multe cărți ale lor la editura Humanitas, Monica și Virgilia au intrat într-un fel de cont de umbră, poate și din cauza că a trecut vremea și ei au îmbătrânit, vremurile s-au schimbat, situația politică a devenit cu totul alta, opțiunile s-au radicalizat, au apărut alte tensiuni, alte dezbateri. Și Virgil a murit în 2006, Monica a murit în 2008,
după care parcă un cont de umbră și de uitare s-a așternut peste numele lor și este extraordinară această idee a aniversării centenarului nașterii Monicăi Lovinescu, care i-a pus din nou în lumina publică și a adus din nou pe scena culturală într-un mod care pe mine mă impresionează. Vă spun sincer că ce face editura Humanitas la inițiativa lui Gabriel Iceanu, ce a făcut Radio România Cultural într-o serie întreagă de emisiuni despre Monica în amintirea diversilor oameni care, intelectuali care au cunoscut-o, ce face Radio RFI, ce fac instituțiile culturale precum cea pe care o reprezintă Adrian Eculescu, este un fel de a le reda statutul pe care ei l-au avut și de a reda energie și viață unor eficii care pentru noi au contat foarte mult și care merită să rămână modele și exemple pentru tânăra generație. Mă bucur că văd aici în sală câțiva tineri. Nu prea mulți, dar oricum de sămânță, ca să zic așa. Da, pentru că ei trebuie să primească de la Monica Lovinescu și prin noi această energie extraordinară pe care ei au știut să o insufle prin cuvinte la Radio Europa Liberă pentru tot poporul român. Această idee a datoriei și a responsabilității față de societate și a faptului că trebuie să riști, trebuie să ai curaj, trebuie să ai vitejia de a formula anumite adevăruri. Asta e tot. Mulțumesc. Îi mulțumim mult și Magdi Cârneci pentru mărturia domniei sale, care aduce această, dacă Dinu a avut o mărturie de insider din exil, din perioada aceea, Magda a adus-o pe cea ascultătorului fidel, a omului de cultură foarte avizat, care asculta, de exemplu, teze și antiteze la Paris. Și dacă vă face plăcere să mai exemplificăm vocea, poate o să o mai ascultăm puțin, vocea aceasta percutantă, puternică a Monicăi Lovinescu, chiar dacă vorbește despre Bach și nu despre Paul Goma sau de lucruri legate, fiindcă vorbea și despre lucruri de genul acesta, împreună cu soțul său, cu Virgilia Runca, care era un meloman desăvârșit, de aceea eu îl suspectez pe el că a găsit acel fragment muzical, care pur și simplu, încă o dată o spun, îți înălța sufletul și vocea Monicăi Lovinescu, dar și muzica pe care o punea un preambul, cel puțin eu așa simțeam. Simțeam inima ridicându-se undeva deasupra. Despre Monica Lovinescu post-1989, poate că o să mai avem prilejul să vorbim, dar aș vrea ca să dau cuvântul domnului Gabriel Andreescu, un prieten foarte vechi, un prieten înainte să-l cunosc. Mărturisesc că m-am ocupat de cazul lui în exil începând cu decembrie 88 și atunci când a apărut o notă mică, așa în ziua de Crăciun 1988 în Le Monde, era acolo fizician, tânăr, arestat, în fine, probleme de genul acesta și apoi am avut bucuria să-l întâlnesc la București și chiar să fim colegi la SNSPA, ceea ce a fost un alt motiv de bucurie. Îi mulțumim că tu prezență și îi dăm cu drag cuvântul. Deci domnul Gabriel Andreescu, un fost opozant bară dizident, eu cuvântul ăsta nu-l separ, unii vor să facă despărția între dizidentul, nu știu ce e opozantul, nu, pentru mine este același lucru, statutul lor în fața regimului era același, fie că erai Silviu Brucan, fost comunist, sau că erai Gabi Andreescu, era același rejet și aceeași atitudine groaznică de zdrobire. Deci, fostul opozant bară dizident, Gabriel Andreescu, aveți cuvântul, domnule Andreescu. Mulțumesc, Adrian, pentru atunci și pentru acum. Îi mulțumesc lui pentru tot ceea ce face, pentru cei pe care îi admira și unii a fost prieteni. E o dovadă, o devoțiune care merită tot respectul, pentru că
elementul uman în ceea ce se întâmplă aici contează cel puțin cât contează cel formal. Și asta se vede și modul în care a introdus subiectul Monica Lovinescu, vorbind de cei trei. Chiar cei cinci. Chiar mai mulți. Da, dar este cei trei, totuși, ca să spunem așa. Trinomul. Virgilie Runca a contribuit esențial atunci ceea ce a făcut Monica Lovinescu. Era un om de finețe extraordinară. Dar uitați, așa se întâmplă în unele cupluri. Doamna este mult mai puternică decât domnul din, cred eu, motivele de delicatețe ale domnilor. Aș mai avea câteva exemplu. De exemplu, Ana Vlandiana și Romulus Rusan. Cine știe pe Romulus Rusan? Vai, ce minunăție domn și, cum să zic, ce autentică atitudine afirmativă a avut el de-a lungul timpului. Dar el era în umbră și dacă e totul să continui subiectul acesta, avem și un model oarecum mai contemporan, Ghiara Miroiu și Adrian Miroiu. Da, așa e. Adrian Miroiu, care este, de fapt, marele om de știință, spiritul academic prin excelență, este numărul Mihaelei Miroiu, care e o putere voluntară. O putere voluntară și face bine ceea ce face, dar să nu uităm și pe ceilalți. Iar Mina Berindei, vai, ce om despre care s-a vorbit mult, dar niciodată nu am prins esențialul, pentru că genul ăsta de umanitatea lui nu poate să fie cu adevărat cunoscută decât cei cu care el a fost în contact direct. Are o particularitate în felul în care și-a construit viața și-a contat în viața altora, pe care, repet, cred că am avea nevoie să o ducem, să o exprimăm până la capăt. Eu simt că nu am reușit. Uitați, îl avem între noi pe Dinu Zarpirescu, care este un om al acelui timp. Este un prieten, un apropiat, un actor al acelui timp. E o mare șansă, cred, cu noi și ne vorbește cum ne vorbește. Chiar o șansă și îți mulțumesc că îți mulțumesc din nou. Iar Nada Cărnece a avut un discurs extrem de bogat, de frumos, de expresiv. Am ascultat cu încântare. Ce bine că Monica are astfel de cuvântători în spate. I-aș adăuga ceva. I-a spune despre Monica, așa succint, că este genul de om pe care îl și admiri și îl și iubești în același timp. Alminteri, eu am încercat să punctez două clișee, două teze privitor la Monica Lovinescu și să le ofer o gândire, o judecată, dacă ceea ce spune nu este prea mult. Prima e vorba de critica care i s-a dus în legătură cu faptul că ea a fost un critic literar ideologic. Magda a amintit acest lucru. Dar cei care au invocat această atitudinea ei, o făceau critică esențial. Breban, de exemplu, și alți narcisiști în privința asta. A fost critica ei ideologică a spune că da, nu sunt negativ. Ea a acoperit o dimensiune a criticii absolut fundamentală pe vremea aceea. Dacă toți criticii români ar fi fost ideologici,
în sensul ei și invers, cum ți-a spus, ideologiei de partid, nu a fost bine. Dar ea coopera, avea un rol unic în raport cu ceilalți. Pe de altă parte, dimensiunea din tâi nu era ideologia, ci autenticitatea. Și de asta am cules două opinii exprimate de ea față de lucrări literare care nu aveau nimic ideologic, observă ea înseși. Una se referă la romanul Gabriela de Meșteanu, Dimineața pierdută, și a spunea, în ciuda faptului că nu e niciun fel vorba de un roman politic, veracitatea tuturor detaliilor, cât și libertatea inimitabilă a tonului, fac din el unul din momentele, din romanele cel mai adevărate din care ne-a fost dat să citim. Uitați, deci ea pune în planul cel mai de sus literar o carte care oculea tematica ideologică și ceva semnător a scris despre Gelul Naum, a scris și, desigur, a spus, a vorbit la Europa Liberă, despre Zenobie. E unul dintre textele literare prin care iubirea încearcă, dacă nu se reclădească lumea, cel puțin se află un sens în mizeria actuală a semnificațiilor rătăcite, alungate, răstălmăcite. Al doilea subiect delicat legat de amintirea ei ar fi radicalismul imoral. S-a repetat mult pe, s-a pus monedă, cum se zice, pe chestiunea aceasta. Eu am urmărit-o, desigur că noi toți de aici, în scrierile ei, în lorile ei de poziție, și aș spune că în cazul ei se manifesta un discernământ extraordinar pe care numai cu radicalitatea nu e cazul să-l asociezi. Și iau pe exemplu comentariul ei din 82, după ce Săptămâna a publicat jurnalul lui Caraion. Iar Caraion era total impoliticos, dar dreptul impudic în ce o privește pe Monica Lovinescu. Deci Monica, în 1982, la Paris, vedea, citea ceea ce scrisese Caraion și iată comentariul ei. Nu e un scriitor răspunzător doar de jurnalul publicat și nu de cel l-a păstrat spre a se refui în noapte și tăcere cu fantasmele sale. Adevărații responsabili nu sunt cei ce smulg secretul fiecăruia. Vinovații nu sunt redactorii securității și cei care le adăpostesc în filele unui ziar compozițiile. Pe un astfel de scriitor, victima iubirii sale pentru orice cuvânt scris, deoarece a ține un jurnal în România de azi, reprezintă o imprudență socială, se poate supăra cel mult, se pot supăra cel mult prietenii, în niciun fel menajați de el, nu însă și observatorul unei stări sociale și politice clinice, unde, ca în 1984 a lui Orwell, ochiul stăpânului te urmărește până și în cea mai mică intimitate, violând-o, și oricât ai fi de reabilitat, dacă ai fost deținut politic, rămâi virtual arestat pe tot restul vieții în stare de anchetă permanentă. Într-o astfel de situație incredibilă, victima se poate purta mai mult sau mai puțin bine, tot victima rămâne. Singurul mod de a ne păstra cât de cât sănătatea morală în astfel de context este de a ști să nu ne amestecăm, să nu amestecăm vinovăția zbirilor cu slăbiciunile posibile ale victimei. Toate răspunderile revin celor din tâi. Iar acest text avea să aibă o relevanță considerabilă după anii 90, mai special după anii 2000, când s-a deschis toată această dosariadă și în care
personalități, cum sunt Alexandru Paleologul, etc., au fost predați mulțimii pentru a acoperi pe cei care ieri și astăzi, Filip Teodorescu, etc., ne dau lecții la televiziune. Dar tu ai scris o carte remarcabilă ca să-i aperi și să desfaci această mistificare. Da. Spune titlul. Oamenii, cărturare, opozați și documente, manipularea activei securității și de asemenea revenim la problema asta, la tema asta, în existența prin cultura. Cred că a fost o temă etică fundamentală pentru noi, pentru cei care etica are o semnificație. Și lucrurile au căpătat o anumită dimensiune principială și subiectivă în același timp și pentru că nu erau cazuri de manipulare la nivel securității oarecare, nu era implicat Mihai Berindei, Mihai Botez. Acești oameni au fost și sunt încă de către unii bajocoriți astăzi, deși reprezintă niște ființe atât de prețioase pentru conștiința noastră de comunitate. Un pilastru al rezistenței. Asta era. Subiectul 3. Acele jurnale de după 90. Știu mulțime de oameni care le-au criticat pentru partipriuri, pentru lor de poziții discutabile, pentru informații greșite. Pe cine? Pe Mihnea? Pe Monica Lovinescu, care l-a scris. Mersi. Le cunosc, desigur, și cunosc contextul. Este și, da, cred că există informații, pseudo-informații care nu corespund adevărului, cred că există partipriuri nepotrivite, însă e de văzut contextul în condițiile în care și Monica și Grigile Runca au fost întotdeauna niște ființe de o corectitudine, de un fair play, de dincolo de a fi pus în discuție. Contextul este că ce se întâmpla în România era filtrat de cei care ajungeau la ei și povesteau ce se întâmplă. În principal, erau trei oameni ca sursă primă privind realitățile din România. E vorba de Mina Berindei, de Gabriel Iceanu și de Nicola Emanuescu. Pentru mine, Mina Berindei are o puritate în respectarea adevărului, încât, cu siguranță, nu el este sursa acestor lucruri enunțate de ea și care sunt discutabile. Gabriel Iceanu și Nicola Emanuescu nu s-au ridicat niciodată la corectitudinea lui Mihnea Berindei și știu, de fapt, că multe informații falsificatoare au luat-o pe care aceasta falsificatoare și uneori manipulatoare. În sfârșit, o ultima chestiune. Monica Lovinescu a fost acuzată pentru că, la un moment dat, mi-e dat după 90, a spus, nu e timpul să ne ocupăm de crimele legionarilor, e timpul să ne ocupăm de crimele comunismului. Am auzit-o de două ori și s-a tot repetat lucrul acesta. Din punctul meu de vedere, este o greșeală intelectuală. În sensul că în lumea liberă, un lucru foarte important era ca oamenii să-și
lângă condiția de victimă, pentru ei și pentru ceilor. Era timpul ca să se vorbească despre toți. Nu știu precis dacă Monica Luvinescu cunoștea dimensiunea Holocaustului în Transnistria. E foarte posibil ca nu. Asta am înțeles-o și în discuțiile cu Mina Berintei, pentru că până în 89, totuși, subiectul acesta era ocurit nu numai în țară, ci și în afară. Holocaustul comunist. Nu, Holocaustul din Transnistria. Era ocorit de către comunitatea care era martora, nu prin memoria comună. Deci, cred că este o greșeală intelectuală. În același timp, e o greșeală care poate să fie înțeleasă în context. În contextul ceea ce se întâmpla după 1990 și ce se întâmpla. Curând Coposul trebuia scos din TAP de către Petre Roman, desigur într-un scenariu bine gândit, pentru a fi salvat de furia mulțimii, nu? Manipulată pentru a fi furioasă. Piața universității era tratată ca expresia unei acțiuni fasciste. Radu Florian scria în Monde Diplomatic că da, Iliescu trebuia să facă ceva pentru a apăra țara de fascism, etc. Ticu Dumitrescu era prezentat ca și căpetenie în statul legionar. El avea 13 ani în 40 și lucruri de genul acesta. Deci era o punere în fața vinovăției fasciste pentru a strivi acea revoltă împotriva celor care adusiseră comunismul și ocupau acum funcțiile de putere în România. Deci, în sensul ăsta, Monica Luvinescu e de înțeles din punctul meu de vedere. Dar nu îmi închipui nicio clipă că un om, o ființă precum ea, ar fi putut fi sensibilă la un anumit tip de victime spre o sebire dată. Deci, pentru mine, Monica Luvinescu, care e asociată atât de mult cu atitudini ideologice, ar trebui asociată cu adevărat cu virtuțile umane. Nu mai avem însă cultura virtuților umane. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Gabriel Andreescu, vă mulțumim din suflet și vă salutăm și pe domnul academician Chivuc, care președintele secției de limbă și literatură de la Academia Română. Aș trebui să citez multe personalități care au fost astăzi sau... Iată, am primit mesaj de la Matei Cări, doctorul Vianu, care îmi mulțumește, am spus că îi transmitem salutări și i-am trimis două poze de la noi de acum și mi-a trimis că ne mulțumește foarte mult și ne salută și el, i-am trimis și două poze ca să-i spun că este cu noi aici prezent și de asemenea văd că asistenta doamnei domnului Chiapone, Luchezi Chiapone, atașatul cultural al Franței, a zis că ar trebui să apară că i-a văzut agenda și scria acolo în agenda dânsului. Eu n-am pierdut speranța, mai doar mai fi câteva, puțin aici. Aș vrea să, dacă îmi permite, și vreau să demarăm o discuție, o dezbatere cu domniile voastre, tocmai fiindcă avem acest public avizat. Dar uite, eu îl întreb pe Dinu, mi-am cătea pe limbă să-l întreb în timp ce vorbea, în legătură cu celebra scrisoare a celor șase. Din informațiile mele, scrisoarea celor șase a fost deliberat
trimisă nu la postul de Radio Europa Liberă, se pare că a fost o strategie inventată de Brucan, nu a dorit să o trimită la postul de Radio Europa Liberă pentru, nu știu, din, nu știu cum să o numim, din poate o formă de precauție, și au optat ei pentru BBC. Nu știu, eu spun ce mi-a spus Monica Lovinescu. Da. Ea m-a căutat și mi-a dat textul. Textul fusese, adică, și mă foarte îndoiesc că americanii n-au vrut, de altfel au dat-o în aceea seară din nou, adică s-a, eu am ascultat la Europa Liberă în ziua de 6 martie. Urmă, ce am aflat, că ei, Europa Liberă, putea să retransmită ceva ce fusese transmis și de alții, că nu vreau să fie ei primii. Și să fie din două surse, era o chestie de deontologie profesională impecabilă. Da. Dar ei așteptau să fie dată de BBC. Se pare că Brucan a vrut, îi dăm BBC-ului pentru a atenua că, vai Dumnezeule, Europa Liberă e dușmanul ideologic numărul. La BBC n-a ajuns decât prin mine. N-a ajuns altfel la BBC. Monica Lovinescu mi-a dat. Da, asta e o mărturie extrem de interesantă, fiindcă contrazice un pic. Dar cert este că Europa Liberă a dat-o. Poate a doua zi. Da. Dar ea nu, era... A dat-o a doua zi. A doua zi, nu după două zile. A doua zi. Eu am auzit-o pe ziua de 6, mi-aduc aminte, 6 martie. A apărut cam în acelea zile cu care, în care apăruse interviul lui Mircea Dinescu. Cam în acelea zile a apărut. Cred că Mircea Dinescu a apărut pe la 2-3 martie. Am o memorie destul de bună, în general. De la 2-3 martie și... Specifică și orele, aia mai puțin. Deci, sigur, în fine, asta e interesant. Deci a primit-o Monica Lovinescu, a spus, n-o dă Europa Liberă, s-o dăm la BBC. Posibil. Oricum, înțeleg că domnul Mititelu nu știa de ea. Știa de ea. Da, mi-a spus Mititelu, domne, am auzit că există această scrisoare. Dar tehnicul avea Monica Lovinescu transmisă de la Europa Liberă. Da, care o primise ea... Din țară, într-un fel, nu? Da, sigur. Vă spun, nu de la Europa Liberă. Nu de la Europa Liberă, a fost transmisă din țară, probabil prin Brucan, cumva. Brucan a vrut-o să o dea la BBC, din motive ale lui care lui am explicat. Nu sunt convins, eu am vorbit cu Brucan, după... ce s-a întâmplat, tot ce s-a întâmplat. Și nu știa. În fine, știa de Europa Liberă, Brucan. Dar dacă domnul Mititelu știa, înseamnă că poate că... Domnul Mititelu știa așa, că s-a auzise ceva. Da. E, asta e o chestiune care istoricii o vor pureca. Da, este, însă e un adevăr, și iarăși revin la datele acestea care mi-au venit așa năvalnic în cap. Europa Liberă își fixase obligația de a verifica din două surse. Deci nu se putea dintr-o singură sursă, lucru pe care îl știu chiar la nivel personal, a fost, dar făceau un mic artificiu, încercau să provoace o agenție de presă care să dea și atunci se putea un artificiu. Eu personal știu o situație. Fica regretatului profesor Marco Cunio de la Torino era în țară și a intrat absolut întâmplător, fiindcă locuia în același, clandestin locuia, în același oficial tătea la un cămin pentru un curs de vară, Federica Cunio, și s-a văzut cu familia, cu soția lui Mircea Răceanu, fiindcă locuiau cu niște prieteni ai lor în strada Aviator Beller, unde locuia Mircea Răceanu. Și ea stătea clandestin la prietenii ăștia vechi. Profesorul Cunio a fost lector în limba română în anii 60, începând prin 70, 69, și atunci avea niște vechi prieteni pe care îi frecventa. Federica, acum studentă, s-a dus la oficial la cămin, dar de fapt mergea la prietenii ăștia foarte buni din strada Aviator Beller, pe care îi cunosc eu. În bloc locuia doamna Răceanu, a venit și i-a spus Federica Cunio,
în bucătărie, era disperată, zice, soțul meu a fost pentru a doua oară condamnat la moarte, vorba de vară, iulie 1989, a doua confirmare a condamnării la moartea lui Mircea Răceanu, și să dea această știre. Fata Federica a venit la Torino, mi-a dat telefon după jumătate de oră cum a coborât din avion, uite informația. Am dat telefon la Europa Liberă, am vorbit cu domnul Munteanu, cred, sau cu Emil Curezeanu, sau cu amândoi, le-am dat știrea, deci iată, este o confirmare, această condamnare la moarte, recursul a fost respins, asta era de, despre asta era vorba, recursul lui Răceanu fusese respins, și atunci, sigur, cei de la Europa Liberă au zis, da, e extraordinar, e prima moment când avem această știre, dar nu știm, încearcă să o dai la o agenție de presă ca să apară într-o agenție ca să fie citată. Deci era o metodă jurnalistică, dacă vrei. În același timp, apropo de ziua de 14, de 15, de fapt, de Brașov, Brașovul a avut loc duminică 15, când aduc aminte, erau ultimele alegeri locale, ceea ce era o infirmare pentru Ceaușescu, o palmă îngrozitoare, ultimele alegeri locale sub regimul comunist, ultimele legislative, între ghilimele, alegeri și între ghilimele legislative, avuseseră loc în martie 85, ăsta era un martie 87 și era ultimul, a fost, din fericire, ultimul randevu electoral al lui Ceaușescu, alegerile locale. Ei bine, pe care cei de la Brașov, practic, le invalidau prin manifestația lor. Ei bine, știrea a venit în lumea occidentală în ziua de 16, dar nu a fost dată la postul de Radio Europa Liberă decât în ziua de 17, marți 17, vă aduc foarte bine aminte, 15 era o duminică, deoarece trebuiau să aibă confirmare. Ambasada americană a trimis pe cineva la Brașov, a văzut situația în ziua de luni 16, au confirmat, dar a mai trebuit să existe încă o confirmare, deci mereu această idee cu dubla sursă. Și iată cum despre Brașov s-a aflat în ziua de marți 17, nu s-a aflat în ziua de 15 sau în 16. Asta ca un amănunt de genul acesta. Hai să ne întoarcem la Monica. Înapoi la argument. Despre Monica Lovinescu și legătura sa cu Mihnea Berindei. A fost o legătură quasi filială, dar mergând pe linia celor spuse de... Și el l-a format pe Mihnea, ei doi, cuplu Lovinescu și Ierunca. Atenție, Ierunca avea o venă politică. Ierunca scrisese la Presa Democratică de Stânga în perioada, chiar din 39 am impresia, și imediat după aceea, după 45. După mâna timpul. Exact. În exil, el împreună cu Eftimie German, pe care el l-a iubit foarte mult, un social-democrat exilat, au scos o revistă remarcabilă, se numea România Muncitoare și este, ar fi interesant să fie cândva reeditată România Muncitoare, sunt niște volume mari, de format mare. Cu titlul ăsta n-ai nicio șansă. Nu ai nicio șansă, nu e de actualitate. E mare așa, un format mult mai mare ca așa. În fine, el... Nu, asta pentru a spune că el avea o preocupare politică mai accentuată și un angajament politic. Mihnea însă a fost format de ei pentru a fi omul efectiv al implicării politice. Mihnea a fost format pentru această valență politică și aici, iată o situație pe care aș vrea să o amintesc. Nu cred că aduc o știrbire imaginii Monicăi Lovinescu și a lui Virgil Ierunca, dacă voi spune totuși că pe linia aceasta a unui anumit radicalism post-1989, după Revoluție, ei s-au aflat într-un fel de, eu aș spune, dificultate de percepție a României noi, a României libere de după 22 decembrie. Și asta, o spun doar în pasant,
Este una dintre rezervele pe care domnul Pleșu mi le-a ridicat, de adevărat, după ce a spus că vrea să vină, dar a ridicat această obiecție și eu o înțeleg foarte bine și am și promis că o să ridic această problemă. O să adaug ceva? Vă rog. Vă rog. În luările de cuvânt de pe internet și în interviurile de la Radio România Cultural, am regăsit ideea asta că Monica și Virgil, Ieruncii sau Monicii, au adoptat treptat o poziție conservatoare față de ceea ce se întâmpla în România și că asta cumva i-a plasat mai în umbră. Tu ce părere? Conservatoare față de... Mă rog. Da. Au încurajat neoconservatorism. În primul rând, istoria României post-decembriste s-a numărat prima săptămână, prima lună, primul an, primii 5 ani. Deci viteza în care s-au întâmplat lucrurile a fost de asemenea natură încât cineva de la Paris nu putea să perceapă. Iar pozițiile acelea erau poziții luate în situații fierbinți. Ce însemna să fii conservator în 1990? Mai târziu, spre anul 2000. Iar mai târziu, ei au rămas cu prietenii lor considerați în nou context cultural conservator. Dar ce înseamnă conservator? Conservatorul nu este o stimă. Din anumite puncte de vedere, evoluția culturală a început să se pare vechi prieteni, nu? Unii au fost interesați de drepturile minorităților, alții au fost interesați de modul în care se memorează istoria interbelică. Exact. Recuperarea interbelică. Da. Asta fac parte din dinamica culturală inerente și în același timp e firesc, din punct de vedere, ca oameni precum Monica Lovinescu să rămână apropiate de acele vremuri care până în 89 erau vremurile reper lor și reper ale democrației românești. E un subiect extrem de bogat și frumos. Dar tocmai din cauza asta, orice etichete pe care le folosim sunt în pericol de a greși, de a fi vinovați față de unii sau față de alții. Da. Andrei Pleșu este nemulțumit, știu, din apropiere de atitudinea față de Monica Lovinescu, pentru că Monica Lovinescu reflecta într-adevăr o poziție extrem de critică, de radicală față de regimul Iliescu, ca să spun așa. Era absolut firesc să aibă un astfel de comportament. Nu era deloc nefiresc în același timp ca altcineva, să zicem Andrei Pleșu, se spune este momentul, este fereastra în care eu pot să fac un muzeu al țăranului român, pot să numesc pe cineva de atrag național care să ducă la renașterea ta. Andrei Șerban. Andrei Șerban, desigur, la nume. Da, deci... Și erau adevărate, erau perfect adevărate. Dar nimeni nu era fals în această atitudine. Nimic nu era adevărat fals. Pentru că erau compatibile. Cazul, pentru mine, ce un admirabil ca și atitudine în care nu etichetele contează, ci binele pe care îl face este Mila Berindei. Mila Berindei care a făcut niște atunci niște lucruri formidabile, a instrumentat activitatea anti-Ion Iliescu. Nu? E bine, el a consiliat, l-a consiliat pe Adrian Stase, dar nu numai pe el, după 2000, pentru că era procesul acela de
integrarea europeană se deschisese în 1999, negocierea cu Uniunea Europeană și era formidabil de important ce se întâmpla mai departe dacă acest proces se susțină. El avea relații la Chei d'Orsay, Franța era încă și atât. Cele mai mari foarte, relații. Foarte cele mai mari. De cel ce facea? Găsea un instrument pentru un bine general. Ca România să devină parte acestei comunități criticate, dar cea mai bună dintre toate. Bine, Berinde era un fel de eminență cenușie, eficace și discretă și un om admirabil. Cel mai eficace și cel mai discret. Da, da, deci. Dacă îmi permiteți, exact pe această linie și îmi place că ați anticipat gândul meu, domnul Andreescu, din jurnalul acesta inedit 2001-2002, Monica Lovinescu, aș vrea să citesc ceva care este emblematic. E ultima notă din anul 2001. E ultima notă din anul 2001 și mi se pare, după părerea mea, cel mai interesant punct pe I posibil. Cu Mihnea de vorbă îndelung. S-a întors de la Veneția, unde a studiat, nu știu prin ce arhive, studia la arhiva de la Frari și împreună cu o doamnă Tiepolo, de care era foarte apropiată și pe mine m-a introdus acolo, am studiat și eu la arhivă cu doamna Tiepolo, directoarea generală, care i-a și oferit casa în care Mihnea, în care mai trăiește Catrin, dar nu mai este Mihnea de 7 ani de zile, la Veneția, s-a mutat la Veneția. S-a întors de la Veneția unde a studiat nu știu prin ce arhive. De acord asupra a toate, în afară de Năstase, Adrian Năstase, care, după părerea lui, trebuie ajutat, iar după a mea, deloc. De fapt, dezacordul acesta este esențial și este primul dintre noi, cel din tâi. E prima crepa, cum zice italianul, prima fisură. Este fiul lor spiritual. Mihnea a luat o altă cale. Iar istoria a dreptate lui Mihnea și nu doamnei Lovinescu. De fapt, dezacordul acesta este esențial și e primul dintre noi. Mihnea pleacă în Moldova, Republica Moldova, așa îi spune el, și ar vrea să stabilim data pentru cina de Crăciun. Aici este o frază sibilină care urmează. Neputând urca scările, trebuie să renunțăm a merge la ei. Îmi pare rău. Se încheie o epocă, între ghilimele. La ce se referea? Se referea, poate că este pentru prima dată o schimbare de atitudine majoră pe care o constată la Mihnea, sau e pur și simplu o chestiune că neputând urca scările, eu am dubii că ar fi vorba numai de neputând urca scările, trebuie să renunțăm la a merge la ei. Îmi pare rău, se încheie o epocă. Ultima zi a anului 2001. Și, dacă îmi permite, dar cred că poate vreți să interveniți, da, și vreau neapărat, numai o clipă, coroborând cu ceva care era puțin mai devreme, în care era o posibilitate în plus. Și o să vedeți despre ce este vorba. Așa cum ați spus, cum a spus domnul Andreescu, Mihnea a fost principalul consilier al domnului Adrian Năstase, ca să se înțeleagă clar și răspicat, expressis verbis. Principalul. Cu care domnul Năstase discuta circa o jumătate de oră în fiecare zi, în puținele zile în care nu discuta, discuta cu un om pe care eu îl consider un om minunat, dar imaginea lui în România este o catastrofă. De multe ori eu spun chestia asta, trăim în România și lucrurile sunt pe dos. Albul e negru și negru e alb. De cele mai multe ori așa se întâmplă. Mihnea Berindei era conversa la telefon cu un domn care trebuia să vină aici și din păcate în ultimul moment mi-a zis că nu poate, că are niște probleme. Este domnul ministru Șerban Mihăilescu. În România are un nume prost, un renume, dar așa este în România. Totul e pe dos. Îi se spune Michi Șpagă. Și cred că este o rușine pentru România să îi se spună Michi Șpagă domnului ministru Șerban Mihăilescu, cel mai apropiat până astăzi
prieten al lui Catrin Berindei, de care are maximă, el, nu mi-a spus Șerban sau nu mi-a trimis, am fost eu la ea, la Catrin, cu un ziar, cu o Românie Literară, dar cumpărasem pe aeroport România Literară și era nou-nouț, și Șerban nu mi-a trimis-o încă, asta era acum vreo 2 ani în timpul pandemiei, am fost eu la Veneția câteva ore să o văd pe Catrin. Șerban a rămas omul lor cel mai apropiat, fiindcă în casa lui Șerban a locuit Mihnea Berindei, după ce avusese o problemă cu domnul Liceanu. În casa lui Șerban a avut prima criză de boală groaznică, cancer la pancreas, poate nu trebuie spus, dar asta e realitatea, așa a fost, e prea crud. Șerban Mihăilescu l-a luat în brațe, l-a dus la spitalul Elias, apoi l-a luat în brațe și l-a dus la aeroportul Otopeni și au mers împreună la Veneția, după care Șerban Mihăilescu s-a întors acasă, el era secretarul general al guvernului Năstase, să înțelege bine, de-aia în momentele când nu putea vorbi cu Mihnea, cu Năstase, atunci vorbea domnul Șerban Mihăilescu, care de altfel, știți, domnul Andreescu, la sărbătorirea pe care dumneavoastră ați făcut-o, era alături de la dumneavoastră, la librăria, mă rog, Paveziana, când am ați înmânat un mare premiu lui Catrin, un premiu la memoria lui Mihnea, era domnul Șerban Mihăilescu, era lângă domnul Manolescu, și dumneavoastră ați fost la mormântare și știți că era și Șerban Mihăilescu. Șerban Mihăilescu a fost de 3 ori. Odată l-a dus pe Mihnea, a doua oară a fost să-l viziteze și a treia oară, din păcate, a fost la înmormântare. Cred că era în același avion cu dumneavoastră. Și a rămas în continuare prietenul cel mai apropiat al Catrinei Berindei. Și consilierul lor. Și astăzi a zis, pentru mine Mihnea este, dar nu pot veni. Am vorbit cu el pe drumul spre noi aici, aș fi vrut să auziți din gura lui. Eu mă fac interpret a ceea ce a spus Șerban Mihăilescu. Mi-a spus-o mie, îmi asum eu. Eu aș fi vrut să-i, domne, repetați, dar poate o să avem ocazia și știți când Nicoleta Șerban organizează la, probabil, ori aici, ori la Muzeul de Istorie al României, expoziția despre Mihnea, pe care Nicoleta o prepară și care sunteți deja invitați, și Dinu, și domnul Andreescu, și dacă vrea și doamna Cârnești, cu cel mai mare drag. Aș vrea să spun aceste lucruri în fața dumneavoastră. Eu vi le reproduc așa cum le-am auzit verbatim de la, acum mai mulți ani, de la Șerban Mihăilescu. Care sunt meritele lui Mihnea? 1. Integrarea României în Uniunea Europeană. 1. 2. Integrarea României în NATO. 3. Integrarea Partidului Social-Democrat în Internaționala Socialistă. Dixit, reproduc verbatim cele spuse de domnul Șerban Mihăilescu. Dacă el minte, mint și eu acum în fața dumneavoastră. Spuse însă din gura secretarului general al guvernului Năstase, eu cred că este un lucru extrem de important. Și acum aș vrea să vă citez tot de aici, ceva în care, iată, avea o poziție mai conciliantă puțin mai înainte. Atenție, Mihnea nu a spus niciodată Monica Ilovinescu că el era consilierul principal al lui Adrian Năstase. De ce? Și nu a spus. Din cauza că știa reacția lor. Și nu ar fi înțeles. Și iată ce vedem aici, în text. Emil Hurezeanu este un martor și sper că vom putea discuta. Este o chestie crucială pentru istoria României, cred că vă dați seama. Emil Hurezeanu era în vremea aceea consilier oficial. Mihnea n-a fost niciodată nici consilier, n-a avut nicio funcție, nici un pașaport diplomatic, absolut nimic. A fost omul cel mai modest care se poate găsi. Dar Emil Hurezeanu va fi cu noi la Fălticeni, era cel mai important, era reprezentantul lui Mihnea, dacă vrem, la București. El e și cel care a favorizat, sigur, inspirat de Mihnea Berindei, nașterea institutului nostru, adică INMER-ul, Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc. Da, Mihăilescu a refuzat să ne dea local. Cine? Mihăilescu, ministru. Dar îmi pare rău, m-a trimis pe mine să găsesc localul și știi, domnul, cum îl cheamă, în fine, scapă numele, un alt ministru care a fost și câteva zile prim-ministru al României.
Imediat, te aduce aminte că am mers eu să văd localul și l-am ales eu. Zice, uite, ăsta e foarte bun, că suntem aici, mai aveam o variantă în care se va instala Institutul Sud-Est European al lui Răzvan Teodorescu, undeva pe o stradă lângă, nu contează, pe la Turda. Dar ce vreau să spun este că Emil era consilier oficial și era reprezentantul lui Mihnea aici la București, în calitate de consilier legal oficial aici. Și la nașterea Institutului, evident că s-a întâmplat pe 5 iunie 1900. Noi avem 20 de ani de când avem Institutul INMERU, componenta cea mai veche a ICCMR-ului, da? În 22 decembrie am inaugurat, dar pe 5 ianuarie a apărut acest decretul. Și înainte mă chemase Emil, zice, trece chestia asta, dar, în fine, erau niște consemne și niște idei de la Mihnea. Zice, Mihnea vrea așa, Mihnea vrea așa. Ori, această chestiune aș vrea să fie auzită și clar să se știe. Repet, meritele lui Mihnea spuse de secretarul general al guvernului, deci sigur că a făcut-o guvernul, a făcut-o Năstase, dar cu inspirația fundamentală a lui Mihnea, ori aici s-a petrecut despărțirea, care n-a fost niciodată, fiindcă el nu a mărturisit aceste lucruri, dar sunt chestii de istoria României. Pe de altă parte, și închei, tot de aici un citat puțin de câteva zile înainte, dar dacă vrei să spuneți ceva, că eu până îl găsesc citatul, cu mare plăcere, dacă vrei să mai completați. Ce spălăm atâta cadavre politice, stimată doamnă profesor? Da. Această ocazie. Nu spălăm cam multe cadavre politice? Spunem adevărul, spunem fapte, nu spunem invenții. Da, da, nu spălăm, nu asumim. Hai să ne limităm și să încheiem în jurul Monicăi Lovinescu. Da, Monica Lovinescu, nu are nicio legătură. Vorbeam și de Mihnea, fiindcă e acest trinom, nu se poate disocia. Fraza asta este extrem de interesantă. E, ea spune la un moment dat aici, am găsit-o acum, voilà. Zice, luni 6 august, în timp ce pe plan intern Iliescu, Năstase și pedeseriștii acumulează gafele, căptușind administrația cu clientela lor securistă și numind la posturile de unde se dirigează cultura pe foștii servitori ai lui Ceaușescu și nulitățile cele mai declarate, pe plan extern, și tu, Magda, ai fost victima aici, ești citată foarte des aici cu numirea ta, n-au vrut să te numească, e de multe ori. În acest răstimp scurt, 2001-2002, se vorbește mult despre tine aici. Iată, în timp ce se întâmplă chestia asta, pe plan extern, orientarea spre Europa devine indubitabilă, 6 august 2001. Din editorialul Rodicăi Palade, 22, numărul 31, văd că privatizarea complexului industrial gigantic de la Galați, Sidex, măcina o bună parte din bugetul țării, e pe cale să se realizeze și că Iliescu a ținut un discurs despre Basarabia pe care zadarnic l-am așteptat de la Constantinescu. Mai așteptau ei ceva, decorarea Europei Libere, care nu s-a făcut, dar s-a făcut de către domnul Ion Iliescu în decembrie 2001. Dacă tendința se va confirma, nu noi vom fi avut dreptate, e foarte frumoasă fraza aceasta, nu noi vom fi avut, ci Mihnea. Atunci când i-a luat însă, ei nu știau că este consilierul de taină, atunci când i-a luat interviul lui Năstase pentru Politica Internațională, inutil de adăugat că m-aș bucura. Asta e o frază foarte frumoasă. În ciuda acestor divergențe, vă las pe dumneavoastră să le judecați. Vă mulțumesc, scuze. Păi putem să închidem, să încheiem pe nota asta. Poate domnul Andreescu avea de adăugat. E un fragment din istoria României, un segment de istoria României. Deci poate ați ridicat niște lucruri care trebuie să încheiate. Odată a fost o reacție de moment. Mina Berindei s-a ocupat până în ultima clipă de ei. Până de mai întâi de... De Monici. De Monici, adică mai întâi... Până la Garda de Onoare, la Ateneul Român, la urme. În timp ce mai trăia Monica, el era cel care avea grijă tot timpul de ce se întâmpla cu ea și, de exemplu, atunci când mai vedeau români care fusese reapropiați măcar simbolic de Monica, îi chema să meargă la ea. Era în pat, avea practic o mână paralizată. Era un fel de
a le comunica nu ați fost uit. Și tu nu ai fost uitată. Deci, Monica era o ființă de mare noblețe, așa cum o arată și ceea ce a citit domnule Tadian Niculescu, dar și el, Migne, era pe măsură. Asta despre prima intervenție. A doua intervenție. Da, Migne a făcut ceea ce trebuia să, ce trebuie să facă în acele timpuri și relația lui cu Năstase, desigur, a fost în acest sens, a avut un merit. Asta nu înseamnă că nu era, că era prim sau ce mai important fost el. Probabil Ristea Priboi era mult mai important decât Migne. Mă îndoiesc la politică externă. Dar în chestiune legată de Franța și de integrare, desigur, el era primul. În privința domnului Mihăilescu, Șerban Mihăilescu, pot confirma că a existat o relație foarte bună cu el. Odată pentru că, știți, oamenii nu se reduc la ideologie. Pur și simplu, oamenii au bogăția lor care îi face să calce prost cu stângul, dar să meargă cum trebuie cu dreptul. În particular, ceea ce a contat e că, așa cum ne-a spus de mai multe ori Migne, Șerban Mihăilescu este cel care l-a făcut în sfârșit să înțeleagă până la sfârșit care era mecanismul din CC al PCR. El inițiază acea colecție fundamentală privind arhivele CC ale PCR. Au apărut trei volume, al treilea când era deja murise, el spera să continue, pentru că s-au terminat până când în 78. Ceea ce nu s-a întâmplat sau nu se întâmplă, pentru că așa este România. Da, e o imensă tristețe. Că e cele mai importante documente privind comunismul românesc și nimeni nu se mai ocupă cu ele. Șerban Mihăilescu l-a ajutat. Și asta conta pentru el. Ce face un om? E bine ce face sau nu? Nu interesa decât, desigur, la nivelul 2, nu dacă s-a certat cu vecinul și i-a aruncat cartea împrumutată înapoi. Deci, azi cineva să completez totuși, pentru că rămân teme deschise și e păcat, dacă nu le închidem aici, să le dăm statutul de viitoare bârfe. Tocmai, nu sunt bârfe, sunt realități, sunt felii de istoria României, de istorie contemporană a României. Dar eu propun, dacă vreți, să încheiem din nou cu vocea Monicăi Lovinescu și cu acel cântec înălțător. Da, asta, da, exact, corect. Scuzați-mă, corect. Domnul Mihai Ionescu, directorul ANEIR-ului, Asociația Națională a Importator-Exportator din România. O calitate standardă, simplu ascultător al tezelor și antitezelor. N-aș vrea să plecăm de aici cu un sentiment de anti-Monica Lovinescu. În niciun caz. Ne-am reunit pentru ea și în memoria ei și... Că mă... În sens invers. Opera cuplului, a celor doi titani, are două etape și trebuie să înțelegem ce a fost până în 89 și ce este după 89. Corect. Dacă până în 89 erau teze și antiteze, după 90 antiteza și-a pierdut valoarea. Că nu mai avea cu ce să lupte. Rămânând doar pe teze, eu fac și lansez și o provocare. Poate există critici literari care au puterea, curajul să revadă opera celor doi din punct de vedere al tezelor, eliminând cantitezele. Eu am făcut un asemenea experiment cu o carte care la vremea respectivă a făcut epocă, în 65,
biletul la control, care i-am sugerat autorului, m-am implicat și eu, am curățat de tot ce era, că era tot o carte de teze și antiteze, am scos tot ce era antitezele regimului de atunci și am vrut să văd ce rămâne din ea. Ori, cred că un asemenea exercițiu și în cazul de față celor doi titani ar merita făcut la aceeași editură care a publicat opera de până acum. Alte intervenții? Vă rog, domnul Firică, vă rog. Voi vorbi de aici, mă ridic, nici nu știu. Poftiți și lângă noi, dacă vreți, unde dumneavoastră. Pentru că a fost amintit, și vă mulțumesc foarte mult, un eveniment organizat la Craiova, Târgu Jiu și Crușeț. M-am simțit nevoia să spun câteva lucruri. A fost a doua ediție, a fost o ediție centenară, organizată de câteva entități și sprijinite de administrația locală, în special Consiliul Județean din Goș, dar Uniunea Scriitorilor, Filiera Craiova, Uniunea Ziariștilor Profesioniști, de acolo, evident, și edituri, reviste. Ce vreau să spun, au fost câteva momente emoționante, de ce am ținut foarte mult, evident, vorbind de a doua ediție, sunt convins, vor fi și următoarele ediții. La Crușeț, acolo unde s-a vorbit pentru a doua oară, atât de mult de familia din care provine Monica Lovinescu, s-a vorbit foarte mult de doamna Brăcioiu și de tot ceea ce făceau acei oameni minunați. Sala a fost plină cu tineri elevi, oameni din comunitate și s-a vorbit despre istoria și faptele acestei familii. Fapte care, prin care au ajutat comunitatea, prin care doamna Brăcioiu oferea burse elevilor, în care se făceau donații de terenuri agricole pentru tinerii căsătoriți, așadar, evident și s-a născut acea întrebare pe care eu știam și foarte mult din cei care am organizat acolo, în special doamna Mihaela Albo, o știam. De ce s-a răspuns cu rău, cu crimă, la cele fapte bune? Boierii, da? De ce au fost sacrificați? De ce mama Monicăi Lovinescu a fost ucisă? Și cred că acea întrebare retorică pentru mine, știu ce a însemnat comunismul și toate aceste elemente care oarecum se amestecă, da? În cazul Gheorghe Ursu sau cineva încearcă să le amestece pentru mine. Este Andrei aici. A plecat. A fost la un moment dat și cred că a plecat. Nu a venit. Da. Cred că această întrebare, și am încercat să facem lucrurile astea și vom încerca și în anii următori, cred că și la Forticeni și acolo unde să mai avem ocazia, da, este revelator pentru tinerii care erau în sală. Dumneavoastră ați spus, doamna Cârneci, de ce putem să facem pentru Monica Lovinescu, Virgilie Runca și pentru ceea ce au săvârșit în acei ani, clădind piatră cu piatră acest edificiu al libertății noastre, care noi încă nu înțelegem cât de mult bine ne-au făcut și de ce am încercat să povestim și să le explicăm acelor tineri de ce la un bine s-a răspuns cu o crimă și toată istoria aceasta de care trebuie să vorbim și asta. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc domnului, în special domnului Zanfinescu, care a fost la prima ediție și doamnei Liliana Corobă, care a fost acum alături de noi. Mulțumesc foarte mult. Noi vă mulțumim. Dacă sunt reacții din sală sau alte completări... Liliana, poate vrei să spui două cuvinte. Te rog. Veterană de la Crușeț. Bună seara! Mulțumesc pentru că ați amintit că am participat la Crușeț. Acolo am avut o comunicare despre fondul Monica Lovinescu și spuneam și domnului Gabriel Andreescu la început că este un fond public, dar despre care nimeni nu știe. Și este accesibil pe site-ul ICCMR. Din acest fond, în câteva cuvinte, că nici nu mai avem timp la dispoziție, aș vrea să repet ceea ce probabil dumneavoastră știți. Monica Lovinescu nu a fost doar autoarea unor jurnale memorialiste, nu a fost doar vocea minunată de la Radio Europa Liberă, dar a fost o nemaipomenită traducătoare. Și foarte multe manuscrise care se află în fondul ICCMR
au ajuns în acest fond și grație acestei calități a Monicăi Lovinescu. Ea a fost cea care a tradus, la început a fost sfârșitul de Adriana Georgescu Cosmovici, care a fost printre primele mărturii în străinătate despre crimele regimului comunist, despre experiența pe care a avut-o Adriana Georgescu Cosmovici ca secretară a generalului Rădescu și ca deținută în închisorile comunismului în primii ani, foarte crunți ai închisorilor. Monica Lovinescu a tradus de asemenea Ora 25 de Constantin Virgil Gheorghiu, care a avut până astăzi nu are egal încă cea mai vândută, s-au vândut, nu știu dacă 20 sau 40... Deci putem să ne... Uitați, avem și cineva s-a gândit probabil să spună asta. Vine, domnule, încoace. E prima ediție, cred că scrie... Asta că e prima roman. Pseudonimul pe coper. Librării Plon. S-a reeditat recent și în România și a rămas cel mai vândut roman scris de un autor român, de ordinul 20 sau 40 de milioane de exemplare în întreaga lume. Milioane. S-a făcut și un mare film. Da. Și un film cu Anthony Quinn și cu actori foarte cunoscuți. Am asistat la... Anthony Quinn și Irene Papas, dacă nu mă înșel. Anthony Quinn, sigur. Da. E un film care l-am văzut recent, acum a reluat, care are succes. A fost filmat în Banatul Sârbesc. Am participat la Târgu Jiu, Craiova, deci a fost o serie de conferințe și acolo am ascultat și comunicări despre romanciera Monica Lovinescu. Am vrut, pentru că aici s-a vorbit așa, poate mai istoric, poate mai teoretic, am vrut să amintesc și alte ipostaze ale acestei reprezentante a exilului românesc nemaipomenite. Eu am mai vorbit tot în cadrul ICCM despre femeile din exil. Și atunci nu poți să nu amintești numele Monicăi Lovinescu. Este prima pe listă în orice categorie, nu doar femei, dar exilul românesc postbelic în general. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Să declarăm ședința închisă. Să ascultăm totuși din nou cântecul acela frumos, introducerea și vocea din nou a Monicăi, dacă sunteți de acord, două secunde. Să încheiem cu ceea ce Magda Cârnet ne spunea despre vocea aceea pregnantă, să o ascultăm puțin împreună cu această înălțătoare muzică în care mesajul este unul singur. Sursum corda. Ridicați sufletele, inimile, și asta a fost îmbărbătarea pe care Europa Liberă, Monica Lovinescu în cazul acesta și prin muzica, atenție, cumpărată de către regretatul, mult regretatul Noel Bernard, nu oferită de George Enescu, ca să fie foarte clar, cumpărată, a fost sigla Europii Libere cu rapsodia română. Da? Deci, astea sunt cele două cântece care, cel puțin pe mine, m-au îmbărbătat. M-au făcut să mi se ridice sufletul. Sursum corda, ăsta e ultimul mesaj. În inalto i nostri cuori, spune în traducere în Italia. Și iată... Sebastian Bach, teze și antiteze la Paris, 11 aprilie 1985. O muzică regală franceză. Simt nevoia să mă ridic în picioare. Eu. Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Tricentenarul nașterii lui Johann Sebastian Bach este comemorat cu o fervoare ce spală istoria actelor, dar și istoria în general, de contradicțiile și învolburările ei tragice.
S-a zice că statuia și statura gigantului propun prin acest pretext de memorie un armistițiu pentru ca sărbătoarea să-și verifice deplinătatea. Și chiar dacă în Germania de răsărit Bach e înrolat ideologic în sintagma apocrifa luptei pentru pace, anexarea aceasta abuzivă devine până la urmă un simplu fapt divers. Nimeni nu mai crede în categorii, deoarece sărbătoritul sfidează toate categoriile. O dicție impecabilă. Bach și-a pierdut de altfel, prin artă, naționalitatea. Nu mai este un muzician german. El ne apare, așa cum îi apărea lui Goethe, în 1827, asemănător armoniei eterne, conversând cu ea însăși, ca și când lucrul acesta trecut în sânul lui Dumnezeu cu puțin înainte de creație. În istoria formelor muzicale, Bach pulverizează opțiunile și etichetele. Perioada întrebării, care a dominat atâta vreme, dacă Bach este clasic sau baroc, a luat sfârșit. Arta lui scutește perimetrul muzicii de etape, momente, clasificări în școală. Bach este în centrul istoriei muzicii, iar această istorie e mereu deschisă, de îndată ce spre Bach privesc în același timp și Messiaen și Xenakis. Muzică sacră sau muzică profană? Altă întrebare depășită, deoarece grație lui Bach, muzica în general dobândește parcă o neonatură religioasă. Geometru al credinții, cum îl numește Alberto Basso, unul dintre cei mai mari specialiști ai muzicii lui Bach din vremea noastră, e adevărat că numai o astfel de muzică, zămislită sub privirea veghetoare a lui Dumnezeu, este pe măsura omului din toate timpurile. Distinția dintre sacru și profan se estompează, arta transfigurând aici diferența. Nu știu, vrei să mai continuăm, puteți să ascultați, dar am vrut timpul acesta inconfundabil să-l rememorăm, să ne amintim cei care avem amintire sau să-l învețe cei care erau copii. Uite, Cosmin, de exemplu, fostul meu student, care nici era născut în 89. Așa, deci, eu cu aceasta, sub fondul vocii lui Monica Lovinescu, vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru toată profunzimea discuției.